Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut ea mică pe zbură. Oh, madame, bă că te-ai asortat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce mi-ești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut ea mică pe zbură. Oh, madame, bă că te-ai asortat pe player.ro. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce mi-ești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Când mă sună, Lu nu m-a sunat. Nu te-a sunat domnul Bobiță? Domnul Bobiță, luăm, vine ca să nu înțeleagă nimic. A, iar să stai și să uită da. Telefon 10 ore da. Și începe. Hai, luați-mă, că pe internet mă luați aici, față în față, nu mă mai luați. Bună seara! Stai un pic că... Cred că ori... Ia uite, bă, cum mă văd! Ia uite, bă! Unde te vezi, ce? Cu player acolo, mișto se vede. A, cu player. Da. Așa. The player. The player, nu până la început aia cu playerul. Reclamă. Gata. Reclamă ca să enervăm pe toți că fac reclamă la jocuri. Gata, Paule. Da, bă, toți, de ce faci reclamă la jocuri? Că așa vreau eu. Bă, dar ce întrebarea e tâmpită de la început, că toată lumea face reclamă, dar nu există. De la mari fotbaliști, la comentatori, la... Stai puțin că tu nu știi pe toți, că tu nu știi, de exemplu, toată lumea din showbiz, toți mari moderatori, toți ăștia de la... Nu le dau numele absolut, toată lumea face la jocuri. Daniela Crudu, cum? Nu mă vorbesc, că nu le vezi tu, că fac Ilie online. Ilie Dumitrescu. Cum să nu, Balint, Ilie Balint, Dumitrescu. Balint, Ilie, Capatos. Ăla de a fost portar. Toți, mă, toți. Dar sunt toți ăștia care sunt în emisiuni. Da. Și toată lumea s-a luat de mine, mă, auzi întrebare da. La Gojira, da, da. Cum mă simțeam asta? Când tot orașul era plin cu poze cu mine? Am văzut. Și foarte tu ai bine. Zis, mă simțeam îngrozitor, mă simțeam pentru că îngrozitor. Nu aveam o umbrelă ca să mă apăr de scuipăturile doamnei Iulia. Mamă, Iulia trebuia să o duci la și Gojira. Iulia care stătea sub fiecare poster. Da, exact. Iulia care stătea sub posterul de la piața Română cât mai mare și le arăta lume. Vedeți, este prietenul meu. Și, da, tu mi-și le arăta poze din telefon cu mine. Da. Da, dom'le, cum mă simt? Mă simt cum vreau eu, dom'le. Și fac ca să închem discuția asta. Fac reclamă cui vreau eu și când vreau eu, dom'le. Ia uzi, bună Ana Daniel și Beizadeaua jocurilor de noroc. Asta da, cine ai zis? Hidra. DJ Mano. Hidra păcănelelor. Da, acum sunt Hidra păcănelelor. Uite, domne, 65.000 ai făcut la Gojira într-o zi. Foarte bine. Acum, când m-am uitat eu astăzi, erau 40.000. Vezi? Acum 65.000. Ia uzi, zice, Bihorul e cu tine, mută-te la Oradea, playere. Da. HMV. Da, domnule, am fost la Oradea. Frumos, foarte, foarte mișto Oradea, superb arta. Dar ce mă știe toată lumea acolo? Este mai veneam spre hotel obosit, nu știu la ce ori, era noaptea, erau unii la o singură terasă, Sergei, vino să bem aici. Nu cred. Nu m-am dus. Au spus ție așa ceva? Da, nu m-a chemat nimeni la bibliotecă. Nu m-am dus, că n-a, mai ajungeam niciodată și așa... La bibliotecă? Nu, la... La filmări. Și așa a fost greu drumul. Și așa am încercat-o puțin în a doua seară. A fost plin de peripeții, da. Anivoios drumul. M-am luat cu... Adică am făcut glumele mele proaste cu o producătoare mică și cu... De domnul Cătălin s-au zis, mai zis, Sergii, potulește-te. Da. Așa zicea săracul. Nu știa că... Dar n-am făcut așa, dar am făcut așa un demi. Un semi. Da. Trebuie să le ieși pe Tom cu tine la ora de... Păi ce să zic, ce zic, domnule, bă, da, să vă dea Tom pe
Pă, Rogozea, să vezi cum poate să vorbească, nene. Rogozea e într-o dublă de... Într-o dubă de... Într-o dubă? Care vin și o dubă de vin, de Vrancea. Ne... Mulțumim frumos, Doa. Cum? Doa ne trimite pantere și GG-uri. Ah. Domnule Serghei, consumați apă. Da, domnule, consumăm... Iar bei apă, ruginești. Nu, consumăm apă pentru că suntem la... Mm-hmm. Suntem la pauză. Sâmbătă, ăsta, vineri vom ataca din plin la un podcast de neuitat, la Tom Club, un club de mare renume, unde suntem mai noi. Unde suntem invitații de onoarea lui Rogoza. Da, nu? Nu cred. Dar dacă ți le dă, Tom, poți să le pui pe să le aude lumea? Cred că da, nu știu, da, acum degeaba că suntem pe TikTok, pe telefonul ăla. Lasă, domnule, că ți le dă Tom și le pui ideea alea. Dacă ți le dă, fii atent, dacă ți le dă Tom, le punem pentru membrii pe YouTube. Să vezi, Rogozea, ce vorbea, domnule, ia-l pe ăla, domnule, care știe unde are punctul G, ia-l pe ăla bătrân, că trebuie să facem, să bem, să... După aia ce am, Don Quixote, să vină Don Quixote. Domnule, că e o carcă, fac. El e pregătit. Dar și-a găsit vocația, Rogozea. Nu știu ce care vin. Cred că face o contrabandă ceva. Să duce la pușcărie în scurtă. Da. E bine, măcar are cine să-l pregătească. Tom îl învață țigănește. Am înțeles că avea număr de Moldova și îl vrea pe moldovean. Și nu am înțeles pe oameni și l-a spus, dar ce morții mă întâlnești moldovean după număr? Uite, Adrian Dinculescu, ce m-ar interesa și pe mine, cam cât face pauză domnul Serghei. Dom'le, am pauză, deci azi am o săptămână de pauză. De regulă sunt mai lungi pauzele, acum s-au cam scurtat în ultima vreme. Nu, și eu am până vineri, deci am o săptămână și câte zile? Am 7 și cu... 10 zile, pauză și după aia se atacă 3-4 zile la rând, foc continuu. Dar știu ce înseamnă foc continuu, foc continuu. Cam scurte pauzele. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Păi da, dar la tine sunt scurte așa și rare. Spune așa, da. Și eu spun așa. Scurte și rare. Pauzele scurte și dese, cheia marilor succese. Am înțeles. Salutări de la Arad, Sorin Popa Constantin. Da, deci, cum de ce mă, hai mă, 10 zile e bine, nu? Că îți dai seama cum se uită Zelenski la Serghei, da, pe bannerele din oraș. Mai că ar fi vrut să-i ceară bani pentru război. Da, doamne, ajunge și acolo că m-am căcat pe mine de râs. M-am căcat pe mine de râs. Cei mai puroși din doamne, doamne, cele mai mari găini suntem. N-am văzut în viața mea, dar mai stăm puțin să se strângă lumea, doamne, să se strângă. Haideți cu like-urile. Lasă să sunt, yes. Da. Haideți cu like-urile, că sunt 300 de oameni și de-abia 100 de like-uri. Da, toată lumea ne atacă cu... Cu ce? Cu ce? Părerea despre venirea lui Zelenski. Da, doamne, spunem acum imediat. Ce să spunem? Părerea mea, în primul rând, caz era să sparg două televizoare. Pentru că, îți dai seama, eu nu suportam să-l văd pe robot singur. Da, eu când vedeam pe robot, îl închideam. Când vedeam pe Zelenski, mutam. Și acum, oriunde dădeam, erau amândoi. Deci, mai mare criză de nervi n-am făcut în viața mea. Pentru că nu mă interesa absolut nimic. Pentru că tot ce au făcut azi este împotriva României. Am rămas singura găină de aici. Auzi, mă, și... Experții, stai, în primul rând, ca să înțeleagă toată lumea de ce a venit acest, din punctul meu de vedere, măscărici, că el e un actor măscărici, care noi uităm că toate scenetele alea cu românii țigani și cu toate care el le făcea ca actor, da, și ca scriitor și ca totul, da? Da. Deci în clipa când te măscărești, ești măscărici, chiar dacă ajungi președinte. Eu dacă o să ajung o altă președinte, dacă ar fi să candidez, ceea ce nu se întâmplă, dar zic, dacă aș candida și aș ajunge președinte, lumea care va avea boală, bă, mi-a spus, bețivul ăla, șobolanul roșu, hidra comunistă, cum mai spune, beizadaua, jocurilor de noroc.
Deci tot așa vă spune. Nu vă spune nimeni că va fi Serghei Niculescu Mizil, vai, scriitor, doctor, ginecolog, profesor. Deci tot așa ce numea. El că actorii măscărici în care făcea numai scenete cu noi, că suntem țiganii puțini și cu astea, care eu nu pot să iert un asemenea gunoi. Una la mână. A doua la mână. De ce a venit aici? Că toată lumea spune, în primul rând că am înnebunit și nu mai cu frazele astea, că o zi istorică, o zi istorică, ce morții mă, ce zi istorică, mă, că vine la să-i dăm bani și noi ne găgăm în pungă, că vine să treacă cu cerealele, că nu mai primește nimeni. Și noi îl primim, și fii atent, oamenii care comentau, dom'le, în defavoarea că România pierde și producătorii noștri sunt la pământ, pentru că, ca să înțeleagă populația, deci polonezii care aveau cea mai mare trecere, le-a zis nicht, ungurii, la revedere, da. Cehii, la revedere, singura variantă pe aici. Și treceau 4.000 ceva sau 40 ceva de mii acum, așa, și luna viitoare vor trece 400 ceva de mii de tone de cereale prin România. Dar spuneau toți experții, domnule, e bine, chiar dacă pierdem, nu se apropie tancul rusesc de noi. Mm-hmm. Băi, ești nebun. Da. Și eu când am auzit că s-a apropiat tancul rusesc, ies pe geam să văd dacă sunt ruși în curte cu tancurile. Și? Că s-a apropiat. Nu era nimic, erau doar câinii cu Nina. Aha. Și? Da, cu un tank mic de jucărie. Da. Da. Și un tank mic de jucărie să jucau. Deci cretinitatea asta. Încă o dată am demonstrat că suntem niște preșuri, niște... Ăsta nu are nicio legătură cu țara. Bă, el și-a pregătit să plece afară. Și asta e tot o mutare pentru afară. Că dacă vrea să meargă la Uniunea Europeană cu relațiile internaționale și cu asta, spune, bă, eu mă pricep, uite, am... toată lumea s-a pișat pe Zelenski, cine l-a primit eu? Deci a dat 1% sau 2% am dat din PIB ajutor acolo când, în... și spuneau experții la televizor, dom'le, în defavoarea România, în defavoarea României. Dar de ce să dăm, bă, în defavoarea României? În primul rând, ne-au luat teritoriile. Al doilea, pe românii de acolo i-au călcat în picioare acum. Uitați-vă la toate documentarele când vin în bisericile românești cu automatele, cum i-au tăiat pe popia la gât, ce-au făcut cu copiii, au dat afară cu aia. Înțelegi? Ne-au făcut cu băstroie varză, dar nu de acum. Ne-au făcut cu băstroie, dacă, dar nu mai țin minte, că lumea nu e pregătită la acest nivel și atât de bine ca și mine, cum mi-a spus și... Păi știi că au pus vaporul ăla de acum, zici, și o să mai putem să trecem acum câțiva ani. Da, cum să nu? Păi tu știi că tu ești foarte pregătit. Nu. Emisiunea trecută n-ai înțeles absolut nimic. N-a fost Băsescu la Tucă atunci, că discutau de alea. Da, Băsescu, e bun Băsescu. Înțelegi? Deci ne-au făcut toate măgăriile, nene, care au putut să ne facă. Au săpat, trec pe acolo, să pișe pe noi. Nu ne-a mulțumit până acum. La toate conferințele care a fost, a mulțumit la toată lumea în afară de România. Da. Acum, brusc, ai văzut cum a spus ăla, cum i-a spus ăla lui de la OSR? A plecat cu pantalonii murdari în vine. Acum când a ajuns neazelii cu pantalonii murdari în vine, unde să vină? Hai că venim la robot, că robotul eu doar încurce, e țara lui, e poporul lui. Pleacă de aici, dar oricum ăla are părinții afară, are proprietăți în America, Iocanis. Să duce în America, îl doare pe lângă os, ce se mai întâmplă în, aici la noi, în micuța țară Dâmbov. Să ai cum, Dunăreană. Înțelegi? Noi singuri și ce? Asta, dom'le, fantastic, dom'le, o zi istorică. Deci e o zi istorică, mă, că a venit unul care s-a pișat pe noi să-i dăm bani. Da. E o zi istorică, înseamnă. Da. Dacă zic că e o zi istorică, zic și eu toți. E o zi și cel mai mare, n-a știut nimeni pe unde vine. Păi pe mine, de exemplu, unul nu mă interesa pe unde vine. Păi, da, nu te interesa cum îl cheamă pe șofer? Dacă are aer condiționat în mașină sau nu. Dacă te interesa să ajungi undeva, ce? Că n-ai blocat tot traficul din București. Da, mă, o imbecilitate totală. Bă, și circul circurilor. Da. Circul. Dom'le, da, dom'le, pentru că mi-a fost dat de către domnul Daniel. Așa, Martin. aha, ia zi. Adesea te-ai informat, Daniel? Nu, dom'le, să-l vezi pe ăla de la USR, ce îți dădea cu ce șucăr a făcut, ce spume, că... Cum să nu vină Zelenski în Parlamentul României, că suntem de căcat, că cum să ne speriem de una șoșoacă, că ce? Ești atacat în direct. Ce? Un viez de ce? Nu știu ce e. Un viez. Eu din ăla, țânțar de lac. Da, da, da. Lasă. Nu face nimic.
că nu vine în Parlament, că lui nu e frică de șoșoacă. Omul care a stat printre gloanțe și printre astea, n-a stat pe niciun gloanț, a stat ascuns în continuu în buncă, terminați cu căcaturile astea. Și spre bucuria mea l-a speriat și șoșoacă și Simion, că el, i-a zis că nu, bă, dacă făcea la, nu poate să-i fie frică lui ăsta, cum să-i fie frică de ori așa, așa. Și ăștia de la România TV Bravo lor i-a pus întrebare, domnule, mergeți în Parlament? Deci a răspuns el singur, nu mai spune aia, nu spune aia. Nu merg în Parlament, că nu sunt pregătit, că n-am cuvintele la mine, că nu mi-am făcut discursul, că nici nu vreau să merg în Parlament. O să vin altă dată când îmi pregătesc discursul, astea sunt vorbele lui Marioneta asta. Înțelegi? Și voi veni aceea să stau mult mai de vorbă și cu poporul român. Dacă vrei să stai mai mult de vorbă cu poporul român, vorba lui, dă-ne teritoriul înapoi, las-ne la și stăm de vorbă cât vrei. Înțelegi? Ia speria și o șoacă cu o bucată de hârtie cu hartă să moară mama. Ce zice cocoasă și o șoacă, îl mănâncă cu muștar direct. Vai de mine, dar la micul dejun și pe la mare și pe la micu. Îi pachetează hațaț și ia hop! Și de-aia speriat. Dom'le, că ce o să zic Occidentul, că n-a vorbit ăla de extremiștii români, Șoșoacă și cu Simion. Ce o să zic? N-a vorbit și foarte bine. Deci eu nu vreau să vorbească ăsta în Parlamentul României. Asta este culmea. Unul care se pișe pe mine, mă calcă în picioare, din țigan nu mă scoate. Ia leargă pe toți românii pe acolo, nu e de voie să vorbească limba, nu e de voie biserică. Să vin să-l primesc în Parlamentul meu, să-mi explice ce? Ce să-mi explice, mă, derbedeul ăsta, că ce? Să-i dau bani? Da. Păi și eu nu vreau să-i dau bani. Bă, de ce nu face referendum, bă, care m-a apucat în viață? Ca la Gojira, că mai nervoasă ca la Gojira. Păi de ce? Bă, dacă vrei să-i dai bani, banii mei ai țării, băi, venere. Am voie să vorbesc așa? Sau da. Mă taie? Da. Fă, bă, referendum să vedem dacă sunt de acord și românii să-i dea bani, nu? Nu hotărești tu cu prim-ministru, că nu e țara voastră. Voi sunteți aleși de noi, bă, și plătiți din banii noștri. Eu am dat sute de milioane de euro impozit la stat. Și cu băutura și cu blocurile și cu alea. Fă, bă, referendum și vezi dacă vrem. A văzut că americanii au tăiat-o? Ai văzut că au tăiat-o americanii brusc. Nu cu războiul căcat. Ăștia acum, ca să nu mai poată să spună, experții, mai ales de la un anumit post care e numai cu el, care acum, vai, avem interviu la ora 9 cu ăla. Era să... Ce? Cred că șterg postul de pe din grilă. Înțelegi? Entuziasmați. Vai, avem interviu cu... Ce interviu ți-o dai, mă? Flec, mă, și pleacă de aici, te dracu de aici, mă. Și toți experții ăștia, americanii sunt foarte clar, au câștigat ăia și au zis nu se mai dau banii acolo. I-a spus unuia Biden, una la mână, a doua, să justifice banii. Biden, pe noi, Biden cu noi, păi, la fel de senin ca și mine. Nu la fel de senin ca și mine. Și uite unde mai. Sunt. Și uite unde sunt, uite cine sunt, Biden, Sergi. Suntem intimi, că suntem de aceeași vârstă. Dacă mi-am mai din cu mine să moară mama după 30 prințuri, ne căutăm, nu știu cu cine am venit să vedem. Băi, fi venit singur ăla. Bă, dar parcă-l cunosc, bă. Baidi, înțelegi, care s-a dat cu coaie de asfalt, că nu face zid la, spre Mexic, acum îl face, că l-au încolțit, l-au făcut. Și ăștia au zis foarte bine în America. Păi mâncați așa groata. Dar ai văzut acolo, au făcut referendum. 30% din America mai susțin să se dea bani acolo. Cred. Păi bineînțeles, Europa toată e la revedere. Du-te, bă, la ghinde, gata, n-ai bătut, ne-a păcălit în continuu că vine cu ofensiva asta, îi bate pe toți, n-a bătut pe nimeni, n-a bătut nici covoare, n-a bătut nici nimic. Ce? Stai, i-am dat așa că se vede... Dar un portavion rusesc? Și ce mă calcă pe nervi până acum, domne, până acum toți experții militare ieșit la pensie, tot de ca și mine. Așa. Pe caz de boală. Ce faci, domnule, pe caz de boală? Pe playerul, să zic ăștia, că nu mai jucăm. Pe mai scos într-o parte, mai dă-l așa. Tu vezi, este discursul tău acum. Nu sunt... trebuie să fii în continuu zice, preocupat de ce nu, facem domnule, noi. Nu, trebuie să mă centrez aici. Așa, și toți experții să moară mama, care mă dau cu coaile de asfalt de nervi care am, care până acum știau absolut totul, a spus, domnule, gata, e o înfrângere totală, să scufundă portavionul. Nu cred. Băi, ești nebun? Să scufundă portavionul. Băi, duceți-vă, dracu, să scufundă portavionul. Deci până acum, aceiași experți și aceiași formatori de opinie, nu le dau numele pentru că nu vreau să intru cu ei în așa, care ne spuneau că vine, dacă nu luptăm acum noi să ajutăm,
cotropesc, dacă știi că războiul, cotropesc Moldova și vin în frontieră directă cu noi. Și țeava tunului rusesc va fi îndreptată spre România. Și ce să facă țeava tunului rusesc? Pentru că noi dacă îndreaptă țeava, noi le-am furat la american carburantul. Le-am furat asta. Le furăm țeava rușilor în 3 secunde și tancul de rămân ruși proști. Punem tancul pe sticlă de lapte. Vin băieții noștri, le demontrează țeava. Și nu mai rămâne nimic. Ce să vină în Moldova? Ce să facă cu sărăcia în Moldova? Și chiar dacă avea frontieră cu ei, care e diferența între că sunt tampon, ce tampone? 10 km, la ce tehnică de luptă acum trebuie să mai vină lângă tine? Ce ne mai batem cu săbii ca la Vidin, ca la Bumbești, Livezeni, ca la Mărășești? Ți-a dat, îți dă cu dronele alea de te cași pe tine îmbrăcat în casă. Da. Și acum a început războiul în... care este o chestie care e nasoală, care pe noi ne atinge. Adică ne va atinge. Pentru că dacă se extinde, și bănuiesc că se extinde, că am văzut cazi Bibi. Eu sunt mai cu toți, sunt pe numele mic, Bibi. Bidi de la Biden, Didi de la Didi. I-a amenințat pe aia din Arabia Saudită și pe toți aia că dacă vin cu convoaie umanitare, le atacă. Care asta, acum, din punct de vedere uman, nu mi se pare normal. Da. Păi, aia, oricum am înțeles că nu produc nimic acolo și ei trăiesc doar din ajutoare. Păi, stai, în fâșia Gaza nu sunt numai teroriști, sunt și oameni normali, copii, cum sunt și în partea asta. Eu nu sunt de acord să omoare niciun copil, sunt niște scene îngrozitoare. Dar nu, acum ia-ți copii buni și ia-ți copii răi. Nu, de acord cu tine, dar am înțeles. Adică trebuia să-i lase, să vină cu ajutoare umanitare pentru ea, că acolo nu mai e ex-bolac sau ăla. Da, eu așa am înțeles că ia dă-n fâșia Gaza de acolo, practic ei nu produc nimic și trăiesc doar din ajutoare, din Crucea Roșie, din și vin astea. Și lucrează în Israel, că la mulți a vrut să le dea Dumnezeu să lucreze. Tu mulți ai și omul ăsta. Tu mă în continuu. Ia, joacă-te la buton. Da, ia, fă cum ai fi mai devreme. Nu, fă cu butonul, fă cu butonul. Păi n-am butoane. Ba da, ai buton. A, fiți atenți aici. Atenție. Player! Înțelegi? Da. Adică dacă se escaladează războiul acolo, da, e nasol pentru noi, pentru că practic dacă se scumpește țițeiul și asta, se scumpește benzina și asta, se duce treaba cu totul. Noi și așa suntem la buza buzelor. Da. Înțelegi? Dar acei experți care până acum... Rusia este o țară terminată. Uh-huh. Ăla murea să moară măsa Putin, cum se spune, cum îl cheamă? Îl cheamă Vladimir Putin. Vladi? Vladi. Așa, Vladi. Vladi și cu Bidi. Vladi care era în mare... Vladi care era în mare căcat până acum și n-avea niciun soldat și îl băteau și spunea pe în cap. A avut un rol determinant în amestecul în atacul ăla, Ezbolacului și alea, și e o chestie foarte periculoasă, că sunt foarte bine pregătiți. Pe când morți, mă, eu nu-i bine pregătit și îl bătea asta în două zile, marioneta asta, maimuțoiul ăsta, sau acum când e pregătit acolo? Adică aici nu e pregătit, acolo e pregătit. Ei nu mai știu ce să spună, mă, pentru că sunt atât de proști. Ei primesc câte o directivă. Cum au primit ăștia să-l umfle pe ăsta? Dom'le, o chestie emoționantă, rău de tot. Eu am început să plâng, că l-am văzut pe ăla de 2 metri și pe piticul ăla lângă el, înțelegi? Pe Vernicu. Păi, dar e bine. Deci avem Vladi, avem Bidi, avem Zeli, Bibi, așa, Verni. Așa, avem pe Marci. Mai nou l-am descoperit și pe Freddy. Asta nu, da. Freddy, da. Așa că s-a băgat Verni. Verni. Da, care i-a spus, bă,
N-ai pus să treci cu cereale? Treci, mă, pe la noi. Bă, dar fermierii noștri, că era unul care îmi plăcea de la domeni, nu avea un nume ciudat, nu pot să rețin. Muscă ăla? Muscă. Da, Tudor, muscă, parcă. Că baricadează, da, vame. Nu știu, domeni, dar pot să-l sun pe Andrei de la Galați să-l întreb, da, că el a zis văzut, că mobilizează 1000 de fermieri. Balgarski Narod au blocat frontiere în 3 secunde, nene, cu camioane cu alea. Da. Noi o să ne blocăm în case. Și asta o să fie. Și suntem entuziasmați și o parte din populație, spre surprinderea mea și supărarea mea, așa, e foarte supărată că n-a vorbit la în Parlament. Ai și văzut că, ăla de la USR ce indignat era. Da. Și ce o să zică lumea civilizată de partidele noastre extremiste? Păi bă, boilor, vreau să vă anunț pe această cale, pe acest TikTok al meu sau MikTok sau ce este, YouTube și TikTok, că aproape în toate țările MikTok, în toate țările, da, 99% câștigă acum partidele extremiste. Da. Ca și în Italia aceasta. Da. Păi dacă câștigă în toată Europa, bă, bă, ce o să zică Europa când câștigă extremiștii? Păi, ce o să zică în Europa extremiștii cât de extremiștii noștri? Noi suntem cei mai proști, dar noi ori să, nu ori să câștige extremiștii. Că noi suntem, ce să... La noi nu câștigă nimeni. Da. Auzi, Andreea Alina zice, ați uitat de Bobby al vostru. Eu voiam... Bobiță? Păi Bobiță nu s-a băgat. Bobiță era bună, că spunea Bobby, vorbește tu de... La agricultură. Intră tu, că era domeniul tău Bobby, dar Bobby nu e, he? Nu e Bobiță. Bobby nu e încă aici, să vedem. Bobiță e dușmănos momentan. Nu e. Doamna Iulia care stătea sub poze? Nu cred că e nici ea. N-a dat semne de... Nu e dat din astea? Nu i-am dat. Merită vizionat filmul Libertate? Da, a întrebat cineva că se duce mâine să-l vadă și dacă pot să... Dom'le, eu zic că merită, nu că merită, eu merg, mai merg să-l văd odată. Pentru că am stat foarte, venim foarte târziu, am fost foarte sub ecran. Și scenele de început sunt foarte bine făcute, să zici că suntem în filme americane, și foarte, și vreau să văd efectele aia și zgomotul și toate alea și toate alea. Plus că filmul este foarte bun, deoarece eu sunt, i-am spus și lui Giurgiu că m-a întrebat ce părere am avut, deci respectă exact istoria. Adevărul istoric. Adevărul istoric, da, dai la valiera aia la o parte. Dau la o parte ca să vreau așa vreau. Păi, da, dar nu te mai auzi cum trebuie. Să nu mă aud, să intervină Bibi sau să intre Verni sau să-ți spună cineva care dintre ăștia. Și are curaj să spună și printre primii care îi dă pe aia de la televizor că ea manipulau cu o trăvea așa cu alea, că la un moment dat și ăsta spune, bă, trebuie să fie cineva care să răspundă. Adică noi îi omorâm pe ăștia ca să avem fapte. Înțelegi? Și spune că exact armata a tras. Și că ăsta a fost ordinul să tragă și că n-au avut teroriști, au băgat pe ăștia catere. Adică filmul este foarte interesant și respectă adevărul istoric. Un lucru foarte important. Foarte important. Ce mi-ai zice că doamna Iulia caută loc de veci pentru pisici pe nisipul plin de pietriș al litoralului român. Dar am văzut acum că ori să dea lege să ne îngropăm cu animale de companie. Aia n-am văzut-o. Nu știu dacă noi sau afară. Eram așa între două... Somnolențe. A intervenit domnul Ciprian. Serghii se duce la film pentru că este în română. Vezi că nu adorm. Ciprian, dacă te interesează, ești tradus și că îl dă așa afară. Și eu vorbesc mai bine engleza decât româna. Da. Poate te dau cu toate filmele alea, când faci ca animalul pe acolo. Poate te turnând când fur de la babe prăjitule și cărere. Deci iar nu te pot ori și iar caz victimă imperialismului sălbatic. Deci Glonț zice că Bobiță rupe Parlamentul. Ce rupe? Parlamentul. Dar unde e el, domnule? Ce? Gogoase zice, sunteți invidioși pe nea Bobiță. Cum ar fi fost să fie azi pe podium Kanga Piticu dansator? Dar de seama cum ar fi fost el cu Zelenski. Cine, Bobiță? Da. Îl măca pe Zelenski. Dar erau la aceeași înălțime, în primul rând. Nu, e mai înalt, parcă. Cine, Zelenski sau Bobiță? Se poate, nu știu. E mai înalt. Vine domnul Glonț vineri. Nu știu. Glonț, informează-ne dacă vii. Serghei, tocmai am vizionat podcastul cu Gojira cel nou, bun de tot, nene, zice Bogdan. Mersi. Glonț zice, a început războiul în porumb. Și-a luat bărbunii. El nu știe că nu e aici. L-a văzut pe Zelenski să trage aici, s-a șutit. A zis că vine Glonț.
Uite cum și-a îngropat botezatul Dihorul acum câțiva ani. Ralf îl chema. Hai mă, lăsați-mă cu prostile astea, Dihor. Mi-am îngropat și-o mielul cu o nară. E îngropat pe frații Jder. Pe frații Jder, dacă erau mulți. Ia uite, domnul Obiță e singurul pescar care pescuiește cu năvod, fără năvod. Dar m-a sunat. Și a zis că a vorbit cu tine. Da, păi el l-am chemat atunci când am crezut că facem la Tom, dar n-am mai făcut. Și mi-a zis că e plecat. Mai bine. Și că la Gojira erau numai masochiști, nu erau deloc cu Serghei. Îl înjurau, dar nici de-i naibii nu ieșeau. Le plăcea durerea provocată de șobolanul roșu de casino. DJ Mano. Dar ce? Mă înjurau mulți? Nu știu, nu m-am uitat la premieră, la alea. Să văd ce scriu ei acolo pe aia. M-am uitat asta. Păi el mi-a spus, Gojira mi-a spus că la el, m-a luat acolo cererea publicului lui, nu la... N-am venit că sunt valoare. Au vrut aia să mă aducă. I-au zglănzit ce vine mâine pe la mine, nu știu. Să facem legume pentru zacus, că nu știu exact, și facem și șpriț. Păi nu mâine, veniți vine la Tom. Cu tot cu legumele de zacuscă. Și facem acolo legume de zacuscă și șpriț. Am înțeles. Bobiță e în porumb, dar munciște, colectează probe de calitate. Să vadă dacă exportă în Ucraina sau importă. Ce mă voi da seama că la câte trece, mă, că ăsta le-a dat și să ne adică să exporte și în România, nu mai să treacă prin România. Alo? Da. Ne-a pus în cap. Bibici, că nu te-au înjurat decât 90%. Foarte bine. Nu e, domne, că au fost în comentarii, au fost și oameni care au zis: Nea Serghei, vino să stai 24 de ore cu Gojira în podcast. Și ea de ce mă înjurea? Că ești comunist, că trăiești pe amintiri din comunism. Tot cu comunismul și asta. Pe acolo n-a spus nimic comunism. Că stai așa, că l-auzi astea ale tovarășului tău Ceaușescu, dar tu nu știi câți oameni au murit și câți au suferit. Și da. Alea sunt. Păcat, mergeam mai pe morți. Uite, da. Dragoș te întreabă, cel mai bine ar fi să fim neutri, Nea Serghei? Nu, cel mai bine ar fi să fim cu România. Punct. Da. Și când au murit, mă? Cine să moară? Când eram eu acolo. Pe timpul ăla n-a murit nimeni, a murit pe timpul ăla. Ah, la aia te refer. Da, lumea încurcă istoria și mai stau să le explic acum. Da. Continuare întrebări despre Israel. Da, e o chestie, băi, e o chestie destul de nasoală. Adică încă un conflict acum nu ne trebuia. Pe noi ne va afecta foarte tare chestia cu, dacă încep între ei și iar încep aia cu embargo și mai dau țiței arabii și scumpesc calea și alea și alea, să ce împins, da, mă, si. L-auzeam pe toți experții că Bibi va termina cu Hezbollah și pe ăștia. Ăștia nu au fost terminați și asta e o tâmpenie, o aberație. Ăștia nu cum se termină niciodată, pentru că ăștia sunt niște oameni care acum și câțiva s-au bătut cu pietre. Nici nu aveau armament, se băteau cu pietre. Adică sunt niște oameni care sunt fanatici, sunt... care nu poți să-i oprești, că un om normal nu poate să facă ce face un fanatic. Nu? Eu nu m-aș duce să mă omor acum dacă mi-ar spune mie Verni. Hai să ne omorâm, Serghei, cu aia, spune Verni, pleacă tu, că eu vin și aș fugi pe partea alta. Al Serghei, gardul, și m-aș duce. Nu cred că ai face ceva. Să lupt eu sub drapelul Verni. Înțelegi? Și ăia nu au cum să stârpe niciodată. Au încercat rușii, da. Au încercat Afganistan, au încercat americanii, au încercat, băi, toată lumea a plecat. Și până la omor pe unul, vin alții, că bă, asta e chestia, e, nu știu, e o aberație să, totuși, vărsarea asta de sânge. Și nu-ți de acord sub nicio formă să intri să omori de ambele părți. Uh-huh. Să vii să omori copii, femei nevinovate. Ce s-au dus acolo, au tras în copiii care erau la festivalul. Ce, asta e bine, asta e o inepție, ce bă. Haideți cu like-urile pe YouTube. Că mai vă spun nimic. Da. Mulțumim, Nicolae Panaitescu. Serghei, în ce an a fost pacea dintre palestinieni și israelieni făcută de către Ceaușescu, te întreabă Ciprian. Ciprian, când te-ai ars prima oară în găuz pe dealurile Moldovei? Nu mai știu când a fost, dar a fost făcută pentru că a spus Jimmy Carter. Și-a vrut să-i dea lui Ceaușescu premiul Nobel pentru ăștia care fac toate șucările.
Deci a zis Jimmy Carter că artizanul care a fost negociată prin Nicolae Ceaușescu. Nu era Arafat aici, nu ceva ăștia cu Arafat. Ia să le fac figura asta. Au. Așa vor, cu roșu. Așa? Stins. Așa, da. De ce? E cu roșu. Păi să aprinde asta. Nu știu, domnule, uite, îmi zice Ciprian că l-am turnat. Că am turnat totul. Îmi da. Zice. Ce mai aceea? Nu știu. Modific o chestie. Nu pot. Trump zicea azi pe un live că suntem cel mai aproape în istorie de un al treilea război mondial. Bă, se poate să știi. Da. Îți dai seama că dacă atacă Iranul, ăia nu se vor lăsa și nici ăștia nu-i vor lăsa. Iranul e sub tutela rușilor și a chinezilor sale 100%. Da. Și îți dai seama că dacă îi lasă pe aia, se duce în pizna, mă, ții totul. Adică dispar ăștia. E foarte complicată povestea, știi că nu e așa simplă. Eu știu, dar știi că am vorbit și înainte. Păi dă mai jos să se vadă și un aerul. Ce? Hei, Ciprian, că torn în continuare, huo. Ce am discutat până să intrăm în direct. Știi că ți-am zis că e o teorie că ar fi de fapt o diversiune, chestia asta. Dar dumneavoastră apar tot timpul. Asta a făcut-o lasă-l acolo puțin. Cristi, știi cine e Cristi? Da. Cine? Cristoiu. Așa. Nu că voiam să zic ăla la altul. CTP-ul, da, aia m-am oprit. Bă, doamne, iar, păi vorbesc eu despre Husă, nu ăla, mă, ăla e om. Păi a avut și ăla comentariu. Dar cine l ascultă pe ăla? Cred că nici măsa nu l ascultă pe ăla. O, ăsta fi culea, mă, la... Tu ai văzut privire de azil? De spital? Băi, lasă-l, dă-l... Băi, cum? Păi, dar și-l să-l lua de mine, cum? Da, lasă-l, gata, nu... De-aia n-am nu, astea este unele lui Cristi că au făcut ăștia ca să ieși gaza și astea. Da, așa. Și păi ce... Păi, dă-l-ne, da, istoria ne arată. Istoria, poate să ne arate istoria orice. Cunosc foarte bine psihologia izraelienilor. Așa. Și așa, la ei fiecare om reprezintă foarte mult... Deoarece pogromul care a fost făcut de sute de mii de ani împotriva lor, că au și chestia asta ca militar, că astea ei vor să aducă fiecare rămășiță, că e șmecheria să... Adică șmecheria, auzi că șmecherii se îngroape. E asta, cultura lor să îngroape orice bucată în pământul izraelian, înțelegi? Și la cât au fost rehingherii și la cât sunt ei de uniți între ei, niciun președinte în istoria lumii nu putea să facă asemenea sacrificiu. Pentru că dacă s-a aflat vreodată și poate tot să află, ăla cred că va fi jupuit în piață publică în Israel. Tu te gândești cum să... Bă, ei sunt... asta e o minte de român. Noi ne-am vinde ceea ce și facem, ne-am vinde și ne-am omorât pe capete între noi, fără niciun probleme. E, ăia nu. Să rămână. Bună, Sara. Da. Deci de-aia să-și ajută, de-aia să-și mergă acolo în clipa, și afară în clipa când aveai probleme și spuneai că ești de etnia respectivă, imediat să te ajutau. Da. Dar noi dacă spuneam că ești român, spunea-te morți, mă, te mai vezi cu tine. Știu. Îți aduc o cola sau ce vrei? O cola la doză. A vrea să o pună pe mama. Ce? Nu, bă. Ce-i râsul la domnule? Stai și eu, da, să iei pastilele aia, că aia are o aia și nu mă lasă să o scot. Ai văzut-o? Am simțit-o. Dar trebuie să iei la 15 kg pastila. Crezi că 15 kg are ea? Păi nu are mai mult. E slim fit. Deci, ca să înțeleagă populația civilă, ia. Populația care nu mă suportă, populația care mă măscărește. Deci eu am fost botezat de evrei. V-am mai spus o dată. Și vă spun încă o dată. Am fost crescut între ei. Și deci le cunosc foarte bine. Niciodată nu își va permite nimeni să sacrifice poporul și femeile și copiii izraelieni pentru asemenea manevră. Dacă vreau să intrau și la revedere. Nu trebuie să fac chestia. Checkmate ne roagă să ne dea un update, doamna Cora, despre coșuletele și obiectele din dormitor. La ciobit. Au fost desfințate. La ciobit, nene. Cardul a fost găsit. L-ai găsit? Da. Coșuletele au fost desfințate. Păi n-ai văzut că a apărut obiectul? Da.
Dar mi-ai luat și lucrurile mele, că am acolo pe Pantheon și aia nu le-am mai găsit. Deci, mai întâi ai făcut o întreagă tevatură. Aveam două lucruri acolo. Deci una... ți le-ai găsit, ți le-ai luat. Nu le-am găsit sus. Că pe Pantheon l-am aruncat, că era vechi. L-ați ascuns prin diferite camere, coșulețele. Acum n-am mai pus coșulețe într-un singur loc, l-au ascuns prin mai multe camere. Nu e adevărat. În baie la tine am văzut două coșulețe. Sunt la mine în baie, două coșulețe. Ei, eu am văzut unul, poate n-am obosit. Deci toate povestirile lui sunt, au o doză adevărat. Mare, o doză mare de aproximare. Cu ce aproximare ți-am spus că, că pe Pantheon l-am aruncat? Cu ce am mințit? Nu știu. Ți-am spus că sunt coșulețele în cameră? Păi iar pe Daniel Martor. Nu. Ăsta nu înțelege nimic. Subscriu. Deci asta spun, eu nu cred că niciodată vreun președinte sau vreun serviciu Israel își va permite să-și omoare propriul popor ca să intervină. Interveneau, ce, eu te băi, intrăm în Gaza. Păi n-am uitat în Gaza și le-a fost ușine, până acum să intre în Gaza. Intrăm în Gaza și la revedere, nu? Dar ea ajunsese la un echilibru, că tocmai vreau, urmăresc toate astea, tocmai vreau să dea drumul la foarte mulți palestinieni, să le dea astea de muncă, să lucreze acolo, înțelegi? Dar e foarte, adică e impresionant chestia. Am văzut pe femeia care a stat cu copilul, care bărbatul săracul n-a mai ajuns. Adică nu face, nu există așa ceva. Păi mănâncă pe la mat, nu-ți dai seama ce se întâmplă cu ăla. Că toți experții, că și-a făcut o Bibi ca să se întărească Bibi. Bibi face așa ceva, îl băgau ea, îl desosau pe Bibi. Știi cine e Bibi? Da, Netanyahu. Dar ălalt... Stai că nu știi cum îl cheamă, să uită primul? În ecran. Cum ai spus? Care? Vladi? Nu, Vladi cine? Nu știu cine e Vladi. Vladimir Putin. Și Bicu. Vladi, Bibi, Verni. Verni și Didi. Astea sunt prescurtate da. La... Da. De asta cu Verni mi-a plăcut. Păi sunt prieteni cu ei de da. De relații intime. Verni, Bibi. Te rog, comentează vizita lui Zelenski, zice Nicolae Panaitescu. Am comentat-o până acum, dar cu capul de toate plerele, toate astea, dar uitați-vă de la, uitați-vă pe, intrați pe YouTube și vedeți toate astea. Da. Dar dumneavoastră, v-ați mutat toți, că am vorbit azi cu toți experții de astea, așa, și toată lumea spune că toată lumea acum e pe TikTok, nu mai sunt pe, sunt mai puțin pe live, dar pe TikTok dispare. Mm-hmm. Păi și atunci ce vezi dacă vrei să mai vezi o dată? Te uiți pe? Seama, te uiți pe YouTube. Asta era, dom'le. M-a vrut să-mi explic, m-ai explicat. Deci... Te întreabă Adriana dacă ai bunker. Da. Ce bunker ai? Are unul mic de buzunar. Am un bunker, am acolo, am lăs cu vin, cu conserve, cu... Păi ales lăs cu vin, conserve, dar n-ai bunker. Păi și știi ce înseamnă bunker? Poftim? Știi ce înseamnă bunker? Da. Ce? O groapă sub pământ. Nu. Dar nu poți să fii atins de rachete, de bombe, de astea. Păi dacă e sub pământ, cum e? Păi în pământ, cum? Sub pământ. Uite, ne pupă Georgiana Murgila. Ce face Georgiana? Georgiana a fost ea cu Beizadele să spună cea frazele astea cu un moment istoric. N-a fost băgată în ciorba asta. E numai cu crime, cu tâlhăricul. Stelica Puștiu, găsești și povestea cu morcovul la cabană tot pe YouTube. Și că ai văzut Vladi ce buncăr are? Vladi, mai drăcos, mai Vladi, să-și ia cu lumea, eu sunt mai pacifist. Da, da, tu ai buncăr, tu ai multiple buncăre. Buncărul de la Mare, buncărul de la Tom, da. Buncărul de la Scornicești, da. Buncărul de la Gruiu. Da, da. Georgiana zice, am ratat momentul istoric. Păi a ratat momentul istoric, da. Cu piticul ăla. Părere despre Gojira. E o părere foarte bună despre Gojira și este foarte ok. În primul rând că nu e părtinitor. Adică nu e, că știi că dacă vine la unul care nu are aceleași idei ca tine, că nu cred că Gojira e în aceeași brigadă cu mine, precum gândire. Dar ai văzut cum acceptă, te da. Lasă. Cred că când m-am luat de premier, cum îl cheamă pe ăsta? Marci. Verni. De... A, nu pe premierul. Marci. Goji. Goji. M-am luat cu Goji de Marci, cred că i-a plăcut. Și că pe Macron nu l-a lintă. Nu, domne, că l-am încalcă pe nervi, la cel mai... Stai că iar avem probleme cu internetul. De la Verni. Da, vezi? Cum vorbim de Verni, cum ne bagă? Observ. Mai vreza. Gata. Ok, s-a reconectat.
Ce mai face fostul lui prieten Mădălin Voicu? Păi dacă e fostul prieten, de unde să știe ce face? Bă, dar m-a apucat nervii, bă, mâncați aici gura ta, mă. Cu ce subiect? Cine e de gât cu domnul Mădălin Voicu? Mm. Nu știm. Lidi și cu Oana. Trădare, de trei ori trădare. Bă, că au fost la Lidii și cu Ana, ca să înțeleagă publicul, sunt sora mea și cu nepoata mea, care e una din șucele cele mai mari cu acest element destructiv, Mădălin Voicu, l-am avut din cauza lor. Că ele erau deposedate de casă, nu eu. Nu spune mai departe, că nu suntem prăduitori. A spus DJ Manos că să-i se spună Madi. Da. Și când mă uit acolo, că au fost la ăsta lui Ion Voicu, că a fost, nu știu ce... Festival? Foarte bine, da. Ion Voicu a fost Ion Voicu. De cine de poze cu ăla, nene? Două stafii, nene. Lidii și cu stafii aia. Doi... Game zice, păi nu știi că familia te trădează prima? Da, mă, mâncați așa cu la ta, dar știu că cel mai mare din cauza lor a fost, bă, că nu a fost cu mine. Eu nu pierdeam nimic acolo. Să vezi, nene, pe Lidii care e. Dar unde ai văzut tu acestea? Ai fost informat? Ei, mi-a arătat cineva în poze. Stai mă că nu văd eu astea, nu. Înțelegi că a pus... A turnat cineva. Păi a turnat cineva, cu... înțelegi? Mi-a arătat pozele. Cineva tot din familie sau din afară? Cineva al cărui nume începe cu S? Cu... Nu, pe... nu, nu. Că nu suntem în relații. A, înțeles. Înțelegi? Și când am văzut pozele, să mă dau capul. Lidii, mică și neagră, bă, da, s-a negrit să moară mama, sora mea. Ăla zici că e dezgobat de trei zile, cu o eșarfă la gâtă, mare, mare muzician. Ce-a compus ăla, mă? Sinfonia 5-a din Bășini, fuga din restaurant, ce-a compus cu ăla? Când am făcut cu ăla, decât am tâlhărit, am fugit, neplătiți, am făcut toate nenorocirile cu ăla, am făcut nimic o concert. DJ Man, ce se întâmplă? Nu știu, dar s-a auzit ceva. Păi tu fugi, cred că era foc. Pe la tine s-a auzit, mă. S-a auzit aplauze. Nu știu. Păi poate luăm foc cu toată aparatura. Luăm foc. Zice, Mano, zice, mâine poimne vezi o poză cu doamna Cora și Zeli. Păi așa o să fie. Crezi că nu trădează asta 3 secunde? Ce că Lidia și Ioana au sindromul Stockholm. Exact, sindromul Stockholm. Bă, dacă n-am văzut, mereu să cred în ce prietenie. Ră, ce-i dreacu să fiți? Ce se vese, Serghei, zice la Bibi. Cum? Bibi zice să bese Serghei. Nu, dom'le, dar fâșii ceva să mori. Am auzit mor și eu. Se aud niște fundari, zice, se aud pe fundar rachetele lui Vernic un pic în curte. Ăla tot a făcut aparatura aia, a făcut, mă. Na, o fi făcut de pe TikTok? Probabil, nu știu. Noi sunteți suntem atacați. Poate să fi dat cineva un stadion, nu știu. Am vorbit noi cifrat. Păi suntem atacați, că văd că internetul iar a luat o raznă. Am vorbit cifrat ca să ne prindă ăștia și ne-au prins toți. Cu Verni, cu toți prietenii. Și a revenit internetul? Așa și așa. Și dacă faci pe alea, ce se întâmplă? Ne dăm singuri. Nu știu, mă, ce că ridic asta dacă pun astea, nu știu, le pun și eu și... Pune-le, domnule, dacă ridică, dacă nu ridică. Ce că asta s-a auzit. Ce anume? Georgiana zice. Auzi și ea, nu? Da. Ce s-a auzit? Dar de pe ăla ce e pe TikTok n-ai citit. Ba da, am citit și de pe TikTok întrebări. Îți face scurt playerul. Da, nene. Și că mai bine că nu merge nimic fără mine, spune Iulia. Nea Bibi zice, aprinde playerul, Serghei, să vedem ce se întâmplă. Merge, domnul player. Dom'le, nu ți-e rușine să faci reclamă la păcănele? Nu. Asta să vă TikTok, asta că bună. Bogdan, ci că Bogdan este rudă cu Serghei. Cine este Bogdan? Era de acolo vreun băiat Bogdan, poate? La
Nu. Bogdan de la Afumați? Bogdan, care e Bogdan? Do not know who Bogdan is. Păi să ne spune cine e Bogdan. Se cere părere despre Irinel la azil. Da, dom'le, m-a înjurat și foarte multă lume cu poza cu Irinel. Băi, băi, jegurilor comuniste, tot voi la azil, pe loc să se bucure că stai la azil. Ia! Da. Te dă pe TikTok, dă cineva ceva pe TikTok. Asta nu se vede nimic. După TikTok, deci nu are sau... A, nu, că facem golurile de aia, facem obiectivele. Okay. Ce facem? Golurile alea, obiectivele alea, că le îndeplinim obiectivele, ca la corporație. Da. Când îți îndeplinești obiectivul, te aplaudă lumea. Da. Îți dă măriri salariale, bonusuri din alea. Și ție îți dă niște aplauze. Lasă că e bun, lasă să ne dea aplauze în astea, că îmi place. Ce ne speriem toți, ne... Eu nu m-am speriat. Tu erai, luăm foc. Nu e asigurată casa? Ba da. Păi, domnule, să ne zică cu sine frizerul. Georgiana se uită pe ăla? Da, Georgiana e aici cu noi. Dacă a schimbat scaunele Sile frizerul. N-a schimbat Sile, a făcut frumos acolo. Dar n-ai văzut ce-mi cântă, ce alea? Ce le-a pus poate alea cu cântecele școale? Da, Salam cântă bine melodia mea. Ce tare o cântă Salam aia? Ce melodie, domnule? Nu știu. Păi pe fundal e o melodie, n-ai auzit-o? Nu, nu s-a auzit melodia. E, cum să nu s-a auzit? Nu s-a auzit, domnule. Câte filme ți-a trimis, măi, băcile? Câte filme ți-a trimis? Două, cred că mi-a trimis. Păi nu le-ai pus? Ba da, am pus unul dintre ele. Al doilea nu știu cu ce e. Tot cu aia. Da. Erau două lipite. Dar ăștia acum se fac în ciudă cu internetul. Ce? Păi scade viteza la internet. Nu știu ce-mi fac ăștia, mă, cu internetul. Și ce se întâmplă? Dar tot timpul scade, numai că avem emisiune. Scade viteza la internet. Bine, și consumăm destul de multă bandă cei drept de internet. Dar scade viteza, adică... Și să fi? Vede mai prost. O fi Bibi. Da. O fi... Zeli. Zeli de la aeroport atacă cibernetic. Flacăra violet. Da. O fi Verni. O fi și Verni. Și pe ce a pus domnesc pe pereține, are dolari, era salată. Mamă, ce dușmană ție, Ciprian. Ce a pus ăla? Sile? Da. Junglă, bă, ne tundem în junglă, da. Tundem peste tot, da. Jungla amazoniană. Dar și nu e ala când îmi cântă el mie și când face toate alea, nu îmi cântă în cap când mă tunde. Mă învârte cu scaunul după poze, după alea. El trebuie să vă ce ți-a trimis, mă, că trebuie să le iau, că el trimite doar ce vrea el. Păi da, și pune la el. Și el se pune la el. Și că nu mai vorbiți despre zei și o să vă funcționeze internetul. Iulia răspunde, eu m-am întâlnit cu zei. Unde? Da, s-a întâlnit în Cismigiu. Doamne, dar uite că ai zis cu Cismigiu, cu asta. Ai văzut-o, doamne, pe doamna Clotild, că a închis terase pe acolo, până parc? Nu. Da, în care parc? În Herăstrău. Ce terasă a închis? Stai un pic. Ăla Caio. Caio, da. Și It Cucina, parcă. It Cucina. It Cucina, pe astea lui... Alu ăla, alu... Ce? Italianul, nu? Am uitat cum îl cheamă. It Cucina sau aia? It Cucina. Sau ea lui Bernache, nu știu. Știi ce l-a închis? Le-a închis că a făcut Tudor Chirilă sesizare. Că ce? Că e muzica până târziu. Păi și pentru asta e închis, nu? Așa, da. Aparent a avut putere să le închidă. Eu nu cred. Da, domne, a postat și pe alea. Și s-a luat și cu... Că de fapt e o altă combinație acolo. Aparent terenul pe care sunt astea amplasate ar fi al lui Horia Constantinescu. Ăla de la ANPC. Nu. Ba da? Horia avea acolo bon ton, nu știu eu cu asta. Da, terenul pe care sunt alea acolo acum... Ce legătură are că... Păi că ăla e de la PSD și că n-a făcut Horia Constantinescu. Nu, și că n-a făcut niciun control la restaurantele alea pe acolo și sunt, că e cu PSD nu și... Nu cu... sunt pe terenul ăla. Asta e vreo. Ba da, a confirmat și ăla și Constantinescu. Da. Are o firmă, nu știu cum, care e a mamei lui și e firma înregistrată în Panama. Și... Să fie sănătoși. Da. Dar Chirilă unde stă de la Dragea Muzica? Bănuiesc că pe zonă, pe acolo, nu? Ca orice român, amărât.
Da, nu știu, mie îmi pare rău de băiatul ăsta, că așa, la, că te uiți la el la, ca muzică, ca dialog, că asta nu e vorbește. Eu mai mă uit la, la Vocea României, ce de nică așa. Nu mi-a plăcut niciodată, în afară de un singur album Vama Veche. Stai, nu vorbesc de muzica lui, eu vorbesc de cum se prezintă la această emisiune. Ce vorbește, ce părere are, cum încearcă să-l convingă pe ăla să vină la el. Adică e un băiat care are argumente, care are vorbe, care are, nu știu, mi se pare așa, bă, de la teul astea, nu știu, fiecare cu ale lui, domnule. Eu sunt cu player, cu aia. Să pui pe aia, domnule, când aprind asta și fac. Da. Să enervăm pe toți. Lumea zice să zici ceva de Patapievici. Ce să zici de Patapievici? O părere. O părere foarte bună. Părerea sau el? I-aș lua papionul ăla și... Nu ți-am spus că a fugit când aveam restaurantul? Nu mai ții minte, am uitat. Dar mai aveam unul, la un moment dat am avut unul cel mai populate restaurante ale acestei capitale din mijlocul Europei, invadată de zeli zilele astea, cu concursul lui Verni. Înțelegi? Și acolo aveam muzică foarte discretă, nu că mi-ar fi plăcut mie, că oricum eu nu o dădeam discretă, pentru că eu sunt impulsiv și fiind... Știți cum sunt, dar asociatul meu o dădea și la muzică fină italiană, pentru că era un profil italian, se numea, cum se numea, mă? Cena, deci tot italian, și așa, și vine Patapievici. Neștiind că e restaurantul meu, că eu mă luasem în câteva ipostaze, bine de tot cu el. Și, domnule, opriți muzica, că mă deranjează, de era în surdină. Nevăzându-mă la masă, dar ce vrei, mă, să auzi? Clinchete de pahare sau zumzete de păsări? S-a adică așa plecat. De ce? Pentru că mi-a plăcut exprimarea mea. Păi avea boală pe mine, mă. Am boală pe ăștia, mă. Ăștia au distrus România. Ești cum că-s, vai, intelectualele, doamne, să-mi iau asta, stăteau la Intercontinental, veneau aia de afară și ne făceau de căcat, mă, că suntem cerșetori, că suntem țigani, că suntem cichit cu asta, cu asta. Păi ai citit cărțile despre ce spune de poporul român? Nu. Recunosc că am citit. Citește și după aia avem dialog. Nu discut cu orice, toți ăștia care ne cunoști. Oameni care au fost împotriva României. Pata. Pata și Chiri. Da. Și că aprinde becul să loftici pe pati pe veci. Da, mă, la Bucina, te pare, dom'le, cum te simți când erai pe panourile alea? Mândru, din mândru răsărit de soare. Am văzut. Da. Foarte bine, ce mă interese? Sunt cu ochii pe pereți. Da. Ce părere ai despre condamnarea lui Dănuț Lupu? Dom'le, o mare, adică nu stai puțin să mă exprim bine aici, că chiar am vrut să deschid acest subiect, această chestie. Deci, o mare greșeală și din partea lui. Pentru că, bă, dacă ai fost un jucător la nivelul, ai reprezentat țara, asta, bă, dacă te-a prins odată, lasă-o morți, mă, să iați un șofer sau iați un taxi, iați altceva. Nu-ți de acord nici cu el. Dar nici cu ăștia acum să-i dea 7 luni cu executare. Dau ăștia cu rângile, sparg, fac... Tâlhăresc, fac, nu se întâmplă absolut nimic, îi le dă cu suspendare cu alea. Totuși, Dănuț Lupu a fost un jucător de marca al României. Ce m-a deranjat foarte tare? Dom'le, omul a spus foarte corect. Bă, mă întorc la data de, vin, nu fug, îmi asum ce am făcut, îmi fac pedeapsa. Cel mai duci, mă, cătușe prin toată mascarada aia, mă. Adică eu zic că îi pui cătușele unul care e violent și care nu vine, vrea să fugă, nu? Ăsta când a venit el singur. Ce mai faci toată mascara aia de 3 lei înconjura cu 20 de oameni și cu cătușe și cu asta? Da, s-a întors până la urmă că n-am mai urmărit. S-a întors, nu? Întreabă un specialist. Așa. Eu ce spun, mă? Păi nu, că a zis că s-a întors. Cum să duc în cătușe dacă nu se întorcea, că iar mă dau cu capul de pereți. Mă uitam la internet, ajustam asta aici, că mă disperă, că merge prost. Îți-am spus că l-a pus în cătușe. Cum îl punea în cătușe dacă se întorcea? Metaforic. Deci ultima oară știu că a declarat că se întoarce. Păi omule, eu spun că l-a pus în cătușe. Nu înțelege, nu știe cine a prins. Deci s-a întors. A prins sau stinsă? Că mai ții mult semaforul player pe roșu, s-a aglomerat până în Băneasa. Da. Deci s-a întors duminică, nu? Când a zis el. Dom'le, s-a întors la ora care a zis. Așa. Și l-au așteptat 20 de oameni.
I-au pus cătușe, l-au înconjurat, îl țineau de spate, de mâini, de astea. Păi stai bă puțin, bă, totuși ăsta a fost un fotbalist și a venit, nu e, n-a fost nici criminal, nici tâlhar, da, nici, eu știu, violator, nici nimic. Pe ăsta care viola copii brazilianul în Ardeal ăsta, l-a scos frumos din circă, fără cătușe, fără nimic, l-a dus la mașină, o singură persoană. Și ăsta viola copii. Nu știi cazul. Asta la televizor am văzut unul care venise din Brazilia să culeagă ciuperci. Și când vreau să culeagă ciuperci, a găsit niște, niște copii prin pădure și a zis să-i ardă puțin când culegeau ciuperci. Păi l-a scos ați frumos din circă cu singur gab oricum de ăla, nu? Păi pe ăsta l-a dus cu 10 persoane de paradă în asta aeroport și cătușe și asta. Păi bă, dacă am zis că vin... Da. Și mă predau. Ce da. Să mai mă te faci tot ce e aceeași cota? Chestie cum a fost și cu Ilie Năstase. E exact aceeași chestie. Aceeași chestie, asta spun și eu. Da. Niște căcați. Omul a venit, lasă-l băi, du-l la mașină, da mă, omul și râde aia. Ce are 7 luni, face 3 luni și căcat. Vezi, chiar ți-ai mutat aia. Da, de ce râzi, Ana? Nu, că este din asta. Că râzi da. Pentru că... Nu iese, o tot dai pe... Că ce? Deci Reinar zice, Daniel se uită la internet și internetul nu are nimic. Nu, dar ți-a scăzut viteza la internet de la 1 giga cât aveai, ai 300 de mega și cum depășim 300 de mega. Nu ai, să-ți iei abonament pe firmă, care te costă mult mai mult. N-ai altfel cum. Păi iau pe firmă. N-ai pe firmă. Păi iau. Ai abonament business aici? Nu știu, mă, de bine. Ciprian zice, Serghei, să știi că Daniel are ceva lipsă. Dar ce iau pe firma, ce fac? Păi da, trebuie abonament business. Care să ai aia banda garantată. A scăzut la 300 de la 1 gig, de la 1 giga cât ai, a scăzut la 300 și am redus în calitate. Nu, nu e garantat. Dacă sunt mai mulți care folosesc, se împarte păi la fiecare. Cine? Că nu mai e nimeni în casă. Păi nu în casă, nu, pe stâlp. De unde e stâlpul, de acolo. Păi mergem pe stâlp acum. Că și tăiem toate cablurile în afară de ăsta. Cu Bibi, cu Didi, cu toate așa. Păi mergem și tăiem toate cablurile. Uite, Chiosea zice, nu te cred că ești botezat de evrei, arată-ne. A, nu sunt circumscris, nu. Ești circumspect. în cel mai bun caz, circumspect. Da. Dar sunt botezat de Vasile Rauser, care fata lui este în Israel, nu mai știu nimic, dar ce era, nu mai știu, a plecat. Marian Robe zice, nu te mai enerva, Serghei, Daniel pice pe greu și uite repede. Da. Și că sunt eu pe stâlp, mă. Adiță. Pe ăla nu, el e cu stâlpii, cu astea, cu ce e? Adiță că se scoală de dimineață. De ce tu că se urcă pe stâlp? Face reclame, domne, luminoase. Pe șansă să urcă pe stâlp să le pună, bă, deșteptul unde le pune? Nu le pune pe stâlp, da, unde le pune? Pe moluri, pe din astea. Păi și tot să urcă. Păi să urcă. Păi dacă se urcă pe moluri, să urcă pe un stâlp. Iar te-ai făcut. Adiță, arborează un semn. Bine, imediat să urcă pe stâlp. Cu gușa aia și. Arborează un player. Cu gușa. Ia filele în gușe. Aveți cam poze cu Adiță de când sudă? Da? La 40 de grade. Ce vrei să citești ceva? Păi vă nu citești. Eu cred că Mădălin lucrează la Digi și vă reduce viteza. Da. Corect. Bă, când l-am văzut pe alea să mă dau cu capul de telefon. Ci că beizada, dar foarte deștept și informat, Serghei. Ana, despre tine doar pe superlativ ca întotdeauna, cu prețuire. Cine ce? Adina. S-a dus, s-a fugit cea tu. Ci că care Adiță, domne, copilul în picioare, Adrian, minune mare. Da. Așa. Când apare film cu Serghei? La începutul lui decembrie, în București, pe 11 decembrie. Vă v-am anunțat, dumne. Ce? Glonț. Ce glonț? Serghei, să știi că și eu am ciuperci în pădure la Scormicești. Să iei bepantenul în loc. Da, mă,
m-a deranjat chestia aia, bă, totuși, să-l duci așa în cătușe. Ce a făcut, mă? A condus fără carnet, nici accident, nici nimic, nici băut, nici nimic. Da, mă, bă, gata, am condus, am venit, mă duc 7 luni, stau. Îți dai seama că nu-i facă ea nimic acolo, stă 3 povești, 3 pase, 3 goluri, 3 alea, a stat în ușa, a ajuns acasă, mare căcat. Dar așa ca parada asta, mamă, l-am prins pe Lupu. Eu în locul lui, știi ce spuneam? Bă, știți bancul cu Lupul? Când m-a arestat una. Eu așa le spuneam. Cu ce l-a prins? Pe cine? Pe Lupul? Da. L-a prins fără carnet de 2 ori. Sau o dată. De 2 ori. Conducea fără carnet. Mă, dar ce animale zboară pe aici? Ia uite acum, unul care s-a legat de altul. Sunt doi acum. Pentru că ușa nu e chisă ca lumea. Eu nu văd că e. E, pe că faci pariu. Eu de aici văd că am boală pe ușa. Pe când un live cu Sorin Constantinescu. E, era deschisă? Da. Cora nu închide niciodată. Eu doamna Corina. Da. Ia mutalea poate pornește. Nu, că nu are treabă, nu... Păi mi-au spus că mi-au dat asta, că am cumpărat toate nămoarele astea, domnule, cu toate astea, că va merge, va face, dă-le morții. E vorba de viteza internetului, de echipamente. Păi a luat curaj, că cea mai mare viteză. Păi a luat, dar nu e garantată. Nu e garantată, nu avem. Deci nu ajută să facem pe business, da. Ba, plângere, da, dar dacă ți-ai abonament business, atunci îți garantează pe viteză. Și cât costă? Nu știu, că nu m-a interesat. Ci că punem pariu că o scoate pe doamna Cora vinovată pentru calitatea metodei. Da, așa e. Păi da, corect. Cine azi? Checkmate. Păi da, ia să o cumpărștiu. Păi bă, păi ce mă costă? Păi gândește că eu am și Digi, yeah. Am și Dolce și cu tot pachetul, cu toate pornourile alea. 5 porno și toate alea. Deci eu am cele mai scumpe pachete. Plus 3 nămoarele astea cu antene, da. Care mi-a pus peste tot. Dar zi. Așa. Care captează. Dar da. Dacă are 5 palii de sus, nu sunt dacă două? Nu, n-are legătură cu echipamentul. Și le punem pe toate una peste alta. Le punem peste... Dar să dea telefon să reclame acum. Dom'le, n-avem net. Ia, telefonează-i. Te-ai sucit aia, ți-ai... Telefonează-i sau agiți-i. Nu mă, tu nu știi să pui microfonul ăsta, da, nu știu cum făceau ea. Da. Păi nu se pune așa, el trebuie să stea într-un fel între păi astea. Păi stă într-un fel. Nu stă niciun fel, el atârnă. Mă lași un pic, stai. El lasă. Se mișcă între astea, gata. Lasă-l așa. Nu aș. Pune degetele pe el și fâșie. Păi acum ai fâșie, îți dai seama. El trebuie să intre cele două găurile. Intră în găurica asta de aici, dar tu tot îți muți asta de la hanorac. Înțelegi? E nervos. Da, e foarte nervos. Și la ia uitați-vă acolo cum l-am arest. L-am mic la birou. Zili scrie la birou și veni mare așa se uită. Mă, ce-o fi scris ăsta acolo? Mă, să scrie de bine, să moară mama, poate mă înjură. Deci lumea dorește așa. Să suni acum live ca să auzi. La ce? La Digi? La mama ca să sune aici. Nu și-a telefonul, cred. Ci că Serghei și-a luat Dolce, credea că e Dolce în capa. Nu, dom'le, am luat pentru că pe Dolce am mai multe porno decât pe, decât pe ălalt. Vezi? Plătești în plus degeaba. De ce? Păi dacă știi cu tehnologia, cu internetul, cu alea direct de pe telefon intrai. VVV, bang, îți dădea filme porno. Da, dom'le, știu alea, dar nu știu să fac. Dar alea știu cu... Stai că erau un din ăla, erau site-uri în alea, știu. Păi da. Păi și dacă nu se fac una, mă uit la astea. Păi nu știi. Și acolo și comanzi cu ce secție vrei. Ne. Deci te uiți. Cu două, cu una, cu trei, cu patru, mici, mari, alea, tot. Așa mai bine că mă uit la filme așa. Și dau acolo să văd dacă ceva ce mă interesează. Am emoții, o fi cu aia, păi o fi și, cu aia. Păi și dai de la film porno la Zeli, ce faci? Păi nu, că am un... Deci am un... La una dintre comenzi am pe... Și pe Digi și pe Dolce, înțelegi? Aha. Deci sunt pe film. Nu mă uit la ăștia, mă, că mai am nervii. Și cât mută și pe... Am un buton care trec pe imi apălat. Și văd pe porno ce... Dacă, ceva, iar mă mut dincolo și am emoții. Mamă, ce-o fi pe porno? Ce-o fi pe aia? Și așa am trece noaptea.
Bun. Uite, te întreabă cineva dacă ai canalul ăla cu Diamond XXX. Nu. Ăla pe ce e? Zine era pe ce este. Pe televiziune nu, că le-am pe toate. Care era favorite, Daniel? Ce știi tu? Are buton porno separat pe telecomandă. Da. Nu, bă, nu, da. Am buton care mute pe unul pe altul. Înțelegi? Eu înțeleg. De pe aceeași telecomandă poți să mut și pe unii și pe alții. Nu pot să mut. După aia o telecomanda de Orange și dau pe casă. Aici telecomandă de Orange? Am, domnule. Aia mut. De exemplu, îmi las pe casă și văd hau-hau. Și dacă e pauză, să dau și pe celelalte să văd ce am. Ce subiecte interesante am la ordinea zilei. Vă uitați la interviul luat de gâdea lui Zeli pe Antena 3? Păi ce vrei să mănânc televizorul? Dar nu știu cum pot să-l chem pe ăsta, mă, că bă, aș vrea, căutați să vedeți cum ne măscărește, bă, cu toate pamfleturile cu țigan cu alea, mă, frate, mă. Când era el actoraș. Mamă, și toți au spus ce actor e, iar mă băgați, să dă mă, doamne, iartă-mă. Da. Că ce actor e, m-am uitat și eu la serial, la un căcat de serial, nimic nu e. Ți-am zis că ai mai multe filme. Ce, acum să vezi de viteză la net că ai închis ușa, zice Ionuț Rujoiu. Ion Sava zice, ia zi, domnule, cu războiul ăsta recent din Gaza. Pe am spus până acum. Uitați-vă, domnule, ăștia care n-ați văzut, intrați pe YouTube, pe canalul meu și vedeți exact toate discuțiile astea amănunțite. Pentru că pe TikTok se șterge. Pe YouTube nu se șterge. Porno interesant, zice Glonț. Da. Ăla cu Diamond, păi, nu știu, nu l-am pe Diamond ăsta, dar nu e. De ce zici? Doamne, te-ai luat cu Diamond acum. Stai că ne-a zis aici, zice, ăla care trăgeau cu Hugh Hefner la Playboy. Ăla e Hustler. De nu e Playboy ăla. La Playboy nu mă uit, că eu dacă nu și-o bagă și nu-i uită, mi-o bate peste gură lumea, nu mă uită. La Playboy. Alea-s de nihiliști. De ce râzi, domne? Ce? Da, se poate. Nu zic, nu, nu știu. Serghei a avut primul casetă cu filme porno în România. Am avut filme porno în continuu, de mic. Nu știu dacă primul, dar aveam. Mihai Stan te întreabă cel mai bun primar general pe care l-a avut Bucureștiul. Ia. Să ne concentrăm. Ia, concentrează-te. Te-a luat. Cine te-a luat? Nu știu. Aha. Nu știu care e cel mai bun primar. Lis? Hai, mă. Te întreb. Băsescu. Hai, mă. Nicuș Iordan. Oh. Ah. Oho. Nu știu, mă, eu zic că Oprescu și cu Firea a fost. Dar o să zic ăștia că sunt de la PSD. Dar ăștia că au mai făcut ceva, că n-au făcut niciun nimic. Picum, Nicuș Iordan a zis că primăria capitalei nu mai are datorii. Da, că n-a, când nu mai are datorii, că n-au luat nimic, că n-a făcut nimic. Nu, dar nu. N-ai înțeles, că nici eu n-am înțeles. A apărut pe vreo două din astea și a zis, domnule, primăria capitalei nu mai are datorii. Acum a apărut pe un alt post la așa și a zis, la BBTV ăia, așa. Și a zis, domnule, primăria capitalei nu mai are datorii. Și aia era foarte emoționată care îi lua interviul. Cum? Am scăpat de datorii și el de acolo cam curente. Și aia de acolo zice, dar cum adică? Și el, păi nu, anul ăsta nu mai avem. Dar la anul plătim. Anul facem mai. Băi, ce-am murit. Matematicianul. Păi da? Care s-a chinuit și a eu că am terminat realul, înțeleg. excuse me. Auzi, dar oare fi bun la barbut, Nicușor? Dacă o juca barbut? Nu, cred că așa. Table? E bun, că calculează cu 6, cu 4, cu 2. Nu, eu aveam, noi aveam un profesor mare, Cealera, de matematică, care a învățat pe toți ăștia așa. Deștepții. Chiar tare, care s-a jucat, avea astea de probabilitate, făcea cu nu știu ce, d-alea. Asta zic, păi, și Nicușor. Dar juca la ruletă, la astea. Aha. Nu la table și la barbut. Și Nicușor nu, păi, nu Nicușor nu merge la ruletă că nu lasă partidul și nu lasă funcția.
Am înțeles. Pe ce, dacă ești primar, n-ai voie să joci la... Păi n-a spus, Cine? Premierul, că ne scoate bă toți în câmp. Dar cu cazinourile ce facem, mă? Că n-ai cu astea de ele. Pe cazinul nu s-a rămas. Cazinul sunt bani mulți de afară. Da. De la Bibi, de la toți aia, că nu mai e vrei. Păi cum să joacă el cu ei? Mulțumim, Teo. Și câștigă mașină. Și cum câștigă mașină? Cine câștigă? Așa-l cheamă, câștigă mașină. A, Teo câștigă mașină. Da. Eu sunt Serghei, pierd mașină. Nu, tu ești Serghei, zgârii mașină. Serghei Boli de Lux. Iar mulțumim frumos, mulțumim, Drăgan 250. Iar ne-a aplaudat ăla. Păi ne-am îndeplinit obiectivul. Da. Adică ce obiectiv? Am primit inimi din alea în flăcări. Ce vrei să primești? Panteră, din alea pălărie, șapcă. Pălării să primim. Pălării vrei, bine. Domnule, eu zic... A, nu poți să le pui pe toate, trebuie să alegem. Să alegem, da. Eu zic să-l facem... Cât, una sau două? Poți să alegi și numărul, câte vrei. Mai multe? Da. Pălării, smeie... Ce, ai avut o copilărie sau... Da, am vrut la smeie și tren sau ce era, venea un tren. Da. Tren n-avem. Și cum dacă nu le pui, nu ți le dă? Ba da, ți le dau ei oricum, da. Uite, ți-a dat înghețată. Înghețată nu, că e frig afară. Iulia zice că ea vrea pisici. Vedeți că să le îngroape? Dar le învețe să fumeze. Dar n-ai zis că pleacă și că mănâncă și pleacă. Acum mănâncă și a stat. Păi a venit. Ea fiind foarte rapidă, a mâncat repede, a venit, a plecat repede, a venit repede. Și nu s-a luat cu nimeni? Nu cred. Nu. Cred că n-a auzit aia când a spus că stătea sub pozele mele și cu telefonul. N-a auzit. Dacă auzea, începea să facă spume. Da. Dar putem să-i facem din aia, Ana, nu știu dacă ai văzut, cu MPC. Să fie Serghei MPC. Au cerut oamenii să facă MPC. Nu cred. Ba da, dar ea caută la tine și arată un MPC. Dar ce înseamnă? Să îți arătăm acum. Pe cine? Să-l pun pe Bahoie MPC? Da, pune ceva, da. Bahoie cine? Bahoie. E cam primul YouTuber din România, Bahoie. Bun, stai așa. Bahoi MPC, ia stai. Bahoi! A, stai că e cu muzică, nu... Vedem, putem fără sonor. Păi, nu pot, că trebuie să asculti... Stai, nu ăsta... Păi nu mai am dat cu muzică, îmi dai după aia. Uite, asta e una din America. Ai muzică în gât, gheaghea, gugu, gheaghea, să vină dinozaurul, să vină dinozaurul, gheaghea, gheaghea, gugu, ai muzică în gât, mă, că am obosit în pula mea cu gheaghe. Bă, dar nu mă gheghe, ce-ai mă grație să-ți bag. Fii real drept, nu mă gheghe, 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 dar bă-te când bap. Dar gheghe ăsta cine e? Gheghe. A, ăsta ce, vei face la ea. Îți dă, doamne, ai văzut cum îți dă aici, că îți dă cu trandafir, gâgâ, da. Cu din alea. Ei, și sunt ăștia de stau în față pe TikTok și citesc din alea, că le-a dat trandafir. Era una din România, a murit de râs, făcea. Ce? Zemusca piersicuța mea. Te face de ca Ciprianul de tot. Da, îmi imaginez, da. Că ești pe mine cu Zelenski și cât. Da. Ce? Și că nu Daniele, el dă ăștia la știri după garbați fără bani, dacă face pe MPC-ul. Gheghe. Bun. A, Iulia este în mașină. A, ok. Păi și cum ne vede? E la giratoriu, înseamnă. Da. Ne ascultă, nu? Poate să ne vadă pe... Dar nu știa pe TikTok. Crezi că poate să intre pe TikTok, nu? Nu. Excuse. Pentru cred că are, nu are aplicația. Na, nu are cum să știe. Complicat. Uite, Petre Ștefan zice, America și Israelul sărăcesc de resurse popoarele, au semănat ploaie, culeg vânt, Nostradamus a prevăzut, al treilea război mondial începe de la mormântul sfânt și învingătoarea va fi prima rasă galbenă. Da, am citit și o prostie asta, dar nu cred că va fi al treilea război mondial și nici va... Așa, pentru că dacă va izbuni al treilea război mondial, se duce să termină pământul. Da. Deci nu mă uit pe TikTok pentru că nu vreau. Nu că nu știu, nu vreau, n-am TikTok și ei nu voi avea. Sunt la volan și mă uit pe YouTube. Normal.
Aha. Uite, mă umplu la televizor, iarăși nu mă mai uitați la televizor. Zici, domne, de ce nu te uiți pe TikTok? Că n-am și că nu vreau. Uite, și mă urc la toate telefoanele și nu reușesc să pachez corespunzător adecvat. Corespunzător adecvat nu se poate. Dar unde te-ai dus? Ia uzi-mă. Hai, închide repede. Închide repede? Unde te-ai dus, domne? Acum pachez în fața casei. Aha. Dacă mă lași. Hai, parchează. Hai. Vorbim de sus. Închide, dar eu puteam să închide. Dar închide tu, ia, pe mine îmi punea să închide. Închide. GG-uri. GG-uri. L-ai enervat pe ăla? Pe Ciprian? Nu pe ăla. Ah, cream că pe Ciprian. Ciprian îl enervezi tu. Băi, deci după ce că e, deci să vezi ce bulangiu e. Am vorbit cu Gugoașe cu el să mergem acolo la Bruxelles. Bă, mergem și noi, ne primești pe noi, ne ține, facem o firmă, eu pe electrică, Gogoașe pe sanitare, facem și noi niște bani. În weekend deschidem acolo un băruleț din ăla, le luăm banii la români, mici, bere, astea. A zis, nu, că îi stricăm combinația lui acolo. A zis că nu ne primești, să mergem în altă parte. Hai mă, mergeți, da, voi să faceți tu micii alea, terminați prostiile voastre. Faceți voi firme, faceți căcate, stricăm combinații. Dușmănos. Da, dușmănos. Îl chem aici și închidem în cameră și nu mai luăm. Acolo rămâne. N-ar nu să cace că nu știu unde e WC-ul, aici rămâne. Nu găsește prosoape. Nu găsește prosoape, nu mai se spală. Îl găsim peste o săptămână, două. Terminat. DJ Manu, că Lidia și Ioana s-au îmbolnăvit de pacepatism. Da, bă, când am văzut pozele, bă, mâncați aia și curata, mă. Mare melomane alea două, sunt și prefăcute. Ce înțelegi tu, bă, din dar de ce, domne, prefăcute? Dar poate femeile înțeleg. Ce să caute, bă, dar nu le cunosc pe amândouă, ce caute la ăla. El e acolo ca să vadă, să pună aia poze că e la concertul lună, mol și rău. Du-te, mă, de aici, mă. Uite, o sună acum în direct și nu spun că se aici și o întreb ceva de oarie. Dar, dacă știi de ceva, bă, păi n-a avut pianul la care el aia și asta nu i-a luat pian să cânte ce a cântat vreo zi la pian. Nu? Lidie, cânta la coate. A cântat la furculiță, la cuțite, dar la coate. Dar pe tine nu te-a obligat să faci niciun... Ba, da, dumne, cu Tudorin, ți-am povestit. Nu, la operă, la teatru. Nu m-a dus la operă, n-am înțeles nimic. Ce ai văzut? Spărgătorul de nuci? Ce ai văzut? Spărgătorul de buci și la culebedelor. Frumos. Cea mai idiotă chestie. Când ne-am văzut pe aia cu... Și trampea pe ei că sar ca proști acolo și nu vorbesc nimic. Și tata aia ce îți spunea în acest moment? Citește de pe ăla, adică să vezi pe ce este vorba. Păi am vis să citesc sau să văd? Păi n-avei domnii și de la sus de straducea de n-alea. Ce să te aducă, mă, la operă? La operă. Păi, la operă cântă ea. Păi îți cântă ea, da, îți cântă în limba așa și ai sus acolo, când am fost ultima oară, îți citeam. Bă, tu ai fost la filme porno, nu? Ce să n-am văzut în viața mea la să-și citească, cine să scrie? Nu să-și citească, domne, deci la operă, ai văzut că îți cântă ea în diferite limbi, da? Și ai sus acolo un display, un astea și îți spune ce zice ăla, ce dialoghează, ce... Pe la noi cântau române, nu cântau, dacă mergeam în sală. Păi eu am fost la operă, am fost la Lucreția Borgia, spre exemplu. Unde? În Italia? Nu, domne, la noi la opera română. Du-te, bă, de ce ai fost tu la dreacuște. Ia zici, care arată biletele. Da, ia care a subiectul în opera asta care tu? Nu se moară, mamă. Păi aia toți au fost proști. Asta e, dar pe asta putea să spun și eu despre ce o primă întrebare. Eu nu tau unii de morți, mă simt la cure pe de și spărgător, nu aveau unul șocat, spărgea nuci. Așa e simplă poveste. Zi-mă, știu. E simplă povestea, le plăcea să bea și au murit ca proști, o trebuie să toți. Hai mă, lasă-mă. N-am să scrie în viața mea. Da, dar uite, se scrie lumea aici care a fost la operă. Scrieți, bă, care a fost la operă, scrie acolo, că n-am fost în viață, am pus să scrie în toate limbile sus, mă, ești nebun. Dar nu în toate limbile, ăia făceau opera, da, o cântau în italiană, în ce limbă la, era. Eu când mergeau, o cântau aveai... în limba noastră. Nu știu, la voi era, dacă erai hidră comunistă. Nu era, dar ce făcea opera pentru mine, era opera pentru toată lumea. Păi pentru hidrele comuniste era opera. Nu, domne, că ea nu mergea la operă, ea mergea la teatre, la alte. Uite, vezi, uite, Laurențiu zice, Daniel are dreptate, poftim. Alin Cătălin zice, în viața mea nu am fost la operă. Păi și eu am fost atunci o singură dată și gata. Și obligat. Poftim, Gogoașe. Este un prompter pentru public. Uite, Cristiana zice, da, este tradus, da, da, așa este, Luna.
Domnule, scuzați, noi n-am prins cu traducere. Noi aveam cu suflări. Dar nu-i sufla un, bă. Ca la muți. Da, nu, nu. Și se este că m-am mai enervat. Ce căutai tu la operă? Am fost și eu la operă, am fost o singură dată, nu mi-a plăcut, am n-ai zis că mă mai duc. Nu, dar nu mi-a plăcut mai mult, nu mi-a plăcut la teatru. La teatru am fost și eu de mii de ori și de mii mai mult toți. Am vrut să văd și eu la operă cum e, că nu mai fusesem niciodată acum. Păi te învăț eu, bă, fraile, la operă să merge iarna, ca să fugi tu o blană, două să pleci. Ia uite, Amalia Belantoni. Ce haideți la o plimbare la Casa Poporului să-i transmitem cerșetorului planetei că noi nu dorim război și nici nu-l putem susține, că ce abia avem pentru ai noștri. Uite. Și au mers trei persoane. Mamă, ce-am speriat-o pe Amalia în prima emisiune cu mine. De ce? Că ei nu ne știam unul pe altul. Ea vorbea mult și eu vorbeam mult și mi-a spus niște chestii care m-au deranjat. Așa. Și i-am tras-o. Ciprian, uimește. Nu? Ciprian, Ciprian, Daniel are unul în parc la opera care face iuhu. El face iuhu. Păi da, mă, la opera erau toți aia, știu. Pe vremuri acolo, pe băncuță, stăteau cu... La scândura lipsă. Cu inimioara. Bă, bă, nu e fraier la care cere, e prost la care dă. Corect. E o povreabă din moși strămoși, bă, din moșii noștri, strămoșii noștri. Păi bă, că ai plecat de mine, nu mai citești nic. Să vedeți operă pe țigăni și la mine la mizil când vin mascații peste ei. E frumoasă, cu fuste, cu alea, cu frumos. Nu ți-am spus, bă, când era mai mic, de-ar începe și să mă înjure. N-am așa. Fost și la... De. La hotelul sau nu știu care morții mă zic. Chiar în, așa. La... Coloseum în Italia, înțelegi? Cu elefanți, cu animale, cu alea, cu alea. Eram în primul dacă s-au căcat elefanții și caia, dacă nu puțea căca și a pișea, zic, bă, bă, și eu pe la împură, să plec acasă, de aia, să mă lăsați în pace. Dar cum, domnule, stai un pic, la operă, la hotel sau la teatru, la ce era? La hotel. Hotelul era teatru. Păi nu e și operă, mă, Rada Mesela, sau cum se numește, dă-i ăla, Rada Mes, când cântă ăla și țipă. Lasă, păi că ai fost la una singură și era cu scris, la mine era fără scris. Era cu animale. Eu de-aia am reținut, că era fără scris. Rada Mes. Așa, da, și aduceau aia animale și da, cum? Era spectaculoasă chestia, așa. Că era cu elefanți, cu alea, cu alea, dacă stai mai sus, dacă stai acolo, da, să pișeau elefanții, să căcau caii, făceau alea. În timpul spectacolului. Păi ce le era rușine? Bun. Coptele, un jucător a jucat la Panturii Târgu Jiu. Cine, Otele? Otele. Otele, bă! Nu era negru, Otelo, mă, și omorase pe Desdemona sau pe cine da, morții, mă, ți-o omorase. Avea și o cărcuna, s-a omorât aia, s-a omorât ăla, nu mai țin. S-au omorât toți, domnule. Domnule, în final s-au omorât toți. Domnule Gogoașe zice, Daniele, eu zic că e vremea să-l turnăm pe IQ, prea e în figuri. Pe unchiu, unchiu. 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 Cu ce să mă turne? Nu, să-l turnăm noi pe el. Pe cine? Este? Pe Ciprian. E unchiul. Când se rade în cap, așa zici că e la unchiul Fester din familia Adams. Ah, da, chiar să mă... Dacă îi faci ochii negri, da. Pe Serghei, sigur, era la operă și nu la circ. Da, dumne, și la circ mergeam. La circ mergeam, că aveam prieteni pe toți aia. Toți gimnaștii după aia erau la circ. Și de la circ fugeau cu circul afară și mai veneau. Are sens așa. De nunta lui Figaro, dăm pălăria, unul zice, dă-i pălăria, mă, că mi-e foame. Mă, dar dă-i pălăria să înceapă. O știam pe asta. Dar nunta lui Figaro ai fost? Nu, am fost când la avut, bărbierul din Sevilla. N-ai avut bani de cadou. Eu nu merg la bărbierul, eu merg la Sile Fizeru. Uite, ne Bibi zice, vine iarna, mergeți la operă, vă așteaptă Batista să nu purtați chiloți.
Da. Deci asta a fost cu... Că Daniel a fost la operă pe banca fără scurtură, zice la pe acolo a fost. Păi nu? Și îmi traduceau aia când mă ardeau sau ce? Păi eu știu, n-am văzut, bă, până acum, că pe vremea mea nu era cu tradus. Păi și... Da, în fine. Și în ce? Traducea în română? În română. Și ea cânta în bulgărește. Italiană, spaniolă, nu știu. Uite, Ice Cream Dream zice, pe noi ne scuipau în creștetul capului cu semințe în brăină. La operă. La cinematografie, mă. Da, dom'le, eu m-am născut pe strada Londra, nu la Londra, ca soția. Mai șmecheră strada Londra decât Londra lui soția. Și acolo era un cinematograf în parc acum, care nu mai există. Și parcul există, știu să ajung, dar cinematograful mai există. Și mai mergeam pe bulevard acolo, în care noi stăteam sus. Dacă aveai proasta inspirație să te așezi jos, flecme cât cuprinde, semințe cât cuprinde, bine, mai erau unii care se mai și pișeau. Aoleu, Doamne ferește! Da, Doamne, ăsta era nivelul României. Și erau filme cu Vinetu și Old Sugarland. Și toate filmele astea îi prindea pe fata lui Vinetu, nu știu cum, Ribana sau nu știu cum morții o chema. Păi nu te strâmba, că nu știi tu, bă, vremea. Am zis că nu știu. Păi da, deci nu te strâmba, și avea niște coze așa, o prindea și o băga un fort acolo. Și când ataca Vinetu spre sfârșit, moară mama pe tot ecranul, venea așa, el în față cu topolul, ori Sugarland, care avea o coadă, era al doilea, și toți indienii. Dar erau indienii ăștia cam... Ciudați că era filmul RDG cu combinații cu astea, de când aveau fest de... Așa. Aveau niște de indieni niște mai stârpiți. Am înțeles. Înțelegi? Și toată s-ar aplauda când venea la spre fort. Da, hai vine, te atac acum pe ei, să-i luăm. Și întrebarea mea e, ăia ce făceau cu aia în fort? Ăia o sechestra, în toate filmele o sechestra pe asta, dom'le. Și el ataca și o scotea. Și în clipa când venea, da, muzica așa, și pe tot ecranul se vedea el în față și toți aia care fugeau, indiana cu pene pe el așa, și toată sala aplauda, bravo Vinetule, ia-l, și eu muream de sala, plec mai jos. Dar am obicei să scuip cu Tom. Să nu începe să scuipați acum, să ne stricați și aparatura. Nu, dar am fost cu Vintilă și cu domnul Banchiș. Așa. Eu fiind obosit la Lions. Așa. Cine a apărut? Nu știm. Domnul Capră. Aole. Eu fiind obosit, ce am început să fac cu domnul Capră? Flegme. De ce? Nu cred. Iar? Și acolo. Păi venea lumea la masă și în 5 minute dispărea lumea. Deci în zona unde eram eu era cam gol. Înțelegi? Banchi și omul se dă de domnul cu scuipatul. Capră. Dom'le, nu mai mă scuie bacă. Mie mi-e rău, vine să vomit, da? Și Vintila a fost marcat. S-a dus la Tom și a spus, dom'le, l-a scuipat ăla pe capă în restaurant, a făcut toate alea. Tom, stai să vezi niște filmări. Ba, aia trebuie pusă când stai el în bancă cu Iulia. Și nu știi, face lui aia, poate te scuip și eu acum. Ei fugind de scuipați. Servența cu Iulia poți să o pui. Dar cum se trebuie pe care în clasă, nene? Aia mare, el mic? Ce se trebuie la distanță la noi, restaurant? Eu vă lăsăm acolo. Nu? Cine? Păi Tom era un filmator. Plecam cu Tom. Cred că cu Tom aș plecat. Nu știu. Eu zice Ciprian Ribana, era din tribul abisonilor. În film joacă și actorul blond care a jucat cu Spencer în Piedone. Nu e ăla, bă, nu, seamănă cu ăla. Nu e altul, e Lex Barker ăla, e altul. Da. Nu că căutam, că a zis cineva Spencer. Că Pierre Bryce ăla, că ar fi fost român, dar
Văd că naționalitatea nu, domne, franceză. Nu, cred că pe, îl confundă pe Johnny Weissmuller. Ăla cu Johnny Weissmuller care a jucat în Tarzan. Ăla era de origine română, din Timișoara. Din... Ungur cu români era ceva în genul ăsta. Nu știu, iar te bași în discuție care nu ne cunoașteam, ungur cu român. Da, și, și mă, era bulgăroaică. Și tasul chinez. Tu mi-ai zis, eu dezavuiez. Deci dezavuiez. Domnul Mizir, întrebări. Nu vă e rușine să faceți reclamă la jocuri? Nu. Ce era român din Crevedia, mă. Da. Da. Asta să o pui cu, cu... Nu ți-e rușine să faci la joc. Da. Pe TikTok asta face, dacă nu faci mii de vizualizări. Te rog, Bermocan, și sper tare Serghei la Gojira. Că pe 11 decembrie se limpezește filmul Vinul. Deci până acum am avut virusul. Păi da, o să fie și o cască și Alexe, ca și foarte multă lume. Trebuie să... A, nu poți să ne spui ce a zis Alexe, că ne dăm de gol, nu? Da. Alexe era supărat. De ce? Ăsta nu înțelege nimic ce vorbim. De ce era supărat Alexe? Păi n-avem cum că ne dăm de gol, de-abia acum a spus Ana. Ai zis că Alexe era supărat. Păi și a spus că n-am putut să spunem că ne dăm de gol. Spune-mi sfârșitul filmului. Dom'le, deci, firul istoric... Am înțeles de ce era supărat. Da. Mi se pare normal. E ca vechi pușcăiași. El a ținut cu echipa. Dar să vezi cum era acolo, în primul rând, așa. La început făcea agitații, că filmul până apar eu are o intrigă, o chestie. Deci filmul este un caz real și foarte mișto. Și scrie chiar la care a pățit cazul. Și la chiar e filmul a sfârșit și dispare și alea, înțelegi? Filmul e mai lunguleț. Și în clipa când apar, și m-am văzut așa era, vorbea după mine și pe aia mut. Și el și toată brigada lui de nihiliști. A venit și cu brigadă? A fost toată lumea, boanchișile, mut. Ioana, disperată, aplauda. Cora nu înțelegea nimic din film. Nu cred. Deci filmul este foarte, foarte bun. Adică nu că am jucat eu. Filmul ce a spus și Boanchi și adică are și chestii de substrat și chestii mai profunde. Nu o să înțelegi tu, Daniel. Eu o să trebuiască să-ți povestesc. Dar povestește-mi acum. Critică de film. Da. Înțelegi? Adică filmul are de toate. Și alea, și alea, și alea. Și bun filmul. Și nu e ca filmele, că ți-am zis că mă uit la filme românești. Mă uitam azi la un film, 10 minute au stat ei să ceară unul permisia, după aceea 20 de minute au stat în restaurant să uitau unul altul, 20 de minute au mâncat un mic, după aia 20 de minute au dat noroc, s-a terminat filmul, adică nu nimic, adică astea statice. Nu că nu înțelegi, că înțelegi, dar sunt statice, adică astea și ăsta și... Asta, Libertate și astea sunt filme cu, mai spre acțiune, adică și da, cu astea. Da, sunt așa datorită bugetului. Că, îți imaginezi că dacă ar fi avut un buget fenomenal... Libertatea a avut buget de mare tot. Păi da. Imens, imens. Păi da. Păi deci era în sală echipa care a făcut filmul, deci era o sală întreagă de cinematograf. Mm-hmm. Da, știu, mi-ai zis. Noi aveam avut un buget mic, dar nu contează și buget mic. Noi am avut, cred că, pe izlesma, noi am avut toată echipa machiorii de la filmul ăla. Mhm. Dar prin talentul, prin dibăcia vorbelor, prin vorbe titulite care le-am zis în acel film, am rupt în două. Da. Deci până acum am fost în două locuri unde am avut peste 500-600 de oameni care se uitau în aer liber. Deci eu zic că e o performanță. Da. Mai ales la un film românesc. Și curtat de astea, Netflix, HBO... Asta nu știu, asta știe regizorul, nu spune mie, îți dai seama. Sau producătorul filmului. Sau producătorul filmului. Cred că producătorul, e dreptate. Da, nu, de curiozitate așa. Nu am întrebat, n-am întrebat. Pentru că nu vezi că dacă trebuie să merg pe toată lista aia, eu trebuie să merg în fiecare zi în două orașe, să ajung seara la Sibiu, să iau avionul, să fiu la Cluj, să fiu acolo, n-am cum să. Și nu-mi dă voie părinții. Aia era problema. Da, e o problemă importantă. Zi, domne, zi. Ciprian, ce că Șarpilie cu opera tradusă pentru începători.
Da. Pentru nevăzători, da. Nu pentru începători. Lui a pus panou pentru nevăzători. Da, vezi că până afară, pe la operele astea mai șmechere, mai așa, îți dă cu cască. Căști. Da. Cu cască e altceva, dom'le. Peste tot îți dă cu cască. Adică în cască e altceva. Dar e mai complicat că nu mai auzi muzica. Uite, să trăiască Nea Serghei, prietenul lui Ebold aici. Samir. Da, știi, bă, Samir. Glonț ne zice, băi, trebuie să fac țuică la Scornicești în maxim o lună. Mi-am adus aminte, poate facem un film cu Alambicul, un film documentar, zic. Da, da, știi, Glonț, că la, acolo ne adorme actorul principal, nu vorbește cu noi, iese din emisiune. A părăsit emisiunea. Părăsește emisiunea. Bă, da, ce-a râs acolo, ce râs a avut, n-am zis bine râsă. Bă, da, ce criză de râsă. E genial râsă. Secvența aia de oră e genial. Bă, dar cum râdea cum în continuu. Cum putea să abțină. Dar râdea și în baie, râdea și peste tot râdea. Serghei a jucat în Miami Beach 2, e un personaj care seamănă mult. Nu. Păi, dacă l-a văzut cum seamănă mult. Seamănă cu mine? Nu știu. Boanchi și e un mare consumator, dar nu mai sunt așa creiere. Boanchi și e creier, nene. Știe toate, adică e și ăsta, orice spui, spune toți. Scriitorii, toate alea, e bun Boanchiș. Dar Boanchiș și consumator ca mine, oată așa și pe aia pauză. Migdale, ce mai zice? Ai mai vorbit cu el? Te întreabă Florin. Da. Trebuia să mergem într-un loc, dar n-am cum, că până nu termin cu toate problemele astea. Sunt prins. Cu ce probleme? Cu filmul. Cu... Așa. Podcasturile cu promovarea filmului, cu scrisul cărții. Da. Nu, cu scrisul cărții trebuie să vorbesc cu Ana, că m-a sunat Udi că vrea să o facem online și după aia scris, să nu înțeleg nimic. Să vorbesc tu cu el. Ce film XXX ne recomandă domnul Serghei în această seară? Oh, Doamne! Păi nu știu ce filme dă, eu mă uit. Mă uit pe sumar. Ai tot spus că l-aduci pe Boanchi și noi l-așteptăm, zice Liviu Pașcan. Da, dumne, pe Boanchi și luăm. Dar Boanchi a rămas surprins de flecmele mele îndreptate spre capră la Lions, unde suntem foarte cunoscuți. Și eu și capră. Și n-ați fost dați niciodată afară de acolo? Nu, că ne cunosc ea, dar nu, că noi facem între noi, nu facem colț, și în colțul nostru. Nu să mă gama să scriu cu lumea. Nu, domnule, dar n-am... De obicei ne scriu la capra acasă. În restaurant. Auzi, întrebați-l pe maestru Serghei dacă se vede ca purtător de cuvânt al președintelui și să și exemplifice. Alu Berni? Te-ai duce dacă te-ar chema? Păi ce să fac, să mă uit? Aș vrea să vă spun nimic. Și pleacă. Uitați-vă, mă, că la micu semnează și la mare cum se uită. Ăla, știi, la ce se uită acolo? Cum înțelegea? Că la, pe fie azi, ăla mare trăgea cu ochiul, dar oricum că ăla scria în nămurul lui, în ucraniană. Păi știi al nostru chirilice și milice și litere în alea? Deci ce te mai uiți acolo? Ce scrie? Dar uitați-vă la filmare, mă, să vezi cum ăla micu stă acolo și e nervos așa și ăla mare. Bă, ce-o fi scris ăsta? Bă, poate scrie ceva nasolul de-a mea. Poate a zis nevasta ceva. Frumos era să facă camie și cu Tom. Se trage o flemă la micu când scrie. Rămânea la muță, moară mama. Mult rămânea dacă trăgea o flemă. De ce mi-ai te întreabă, domne, caseta cu player are cumva un buton? Da. Da. Au, 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 au. Și că doamna general nu mai aduce la podcast pe super femeia din Miami? Mai este în România. Da, mai este super femeia? Cred că mai e, nu știu. Nu știu că super femeia am vrut să o aducem, dar n-a stat. A fost plecată, da. Da, n-a stat numai pe la țintea, prin, nu știu, prin Turcia, prin alea. Doamna Iulia, te uiți? E aici.
Păi, da, dacă se uită că ea poate să lase, lasă plece. Cred, să-l uite, să dea foc la bucătărie între timp. Poate să uită pisicile, poate. Și că domnul Sergei, după ce vede un film porno, aplaudă la final. Ca la final, da. Dar știi că Iulia are toate pisicile cu nume invers. Cum adică? Adică, da, femeie, da, băieții au nume de fete și... E progresistă, da. Nu, Tomi, așa m-a întrebat-o de ce. Și a zis că nu și-a dat seama mult timp de sex. Doamne, fete. Să mor. Așa m-a zis, mă, să mor. Și zic, cum? Dom'le, că nu știu că pisicele ei s-au... Și-au dat târziu sau... Da. Au stabilit. Ce sex sunt, înțelegi? Eu ți-am zis că e progresistă. Cum îi cheamă? Pisui care că îi spune că la băiat e fată, pe ăla cum îl cheamă? Pe Luna care e băiat? Și ălalt... Nu știu, mai are un nume de asta. Și că la doamna Iulia naște cățelul Vasile. Și de ce mano? Or fi pisici transgender. Să-i fiu pașcan. Mă, dar ce? Ea tot se uita și îmi spunea că încă nu-și dă seama că nu s-a format. Ce și nu s-a format? Adică, cred că se uita la... Nu știu ce a format organele. Și pe unul cheamă, deci, pisui, pe unul steaua. Așa. Și pe unul, nu mai știu. Deci toți au nume invers. Fetele au nume de băieți. E clar. Da. Lumea întreabă din nou despre situația din Gaza și despre venirea lui Zelenski. Uitați-vă că s-a vorbit jumătate de oră la... Pe... Dar spune-i tu că eu știu cum se... Uitați-vă la mine pe YouTube. Pe YouTube. Păi cum se numește? Serghei Niculescu, cum zic pe YouTube. S-a dezbătut amplu. Amănunțit cu hărți, cu hărți, cu argumente, cu argumente, cu sunt intim, cu la fiecare le-a spus pe numele mic. Pisici cu disforie de gen, numai la doamna Iulia se putea întâmpla. Da, dumă, dacă spun ce dracu și pe unul cheamă... Ce face Aki? Steaua, cum îl cheamă pe ăla, mă? Ce face Aki? Zine, Iulia, cum le cheamă? Nu cred că se uită. Doamna Iulia. Poliția. Doamna Iulia. Doamna Iulia. Și tot se cheamă Curcubeu. Curcubeu. Nu. Ai zis cum Gigi, cum spuneam la Curcubeu afară, pleacă Curcubeu, mă, că ca pe mine de râs. Deci Gigi e cel mai tare. N-ai văzut? Nu. Era într-un Rolls și cu costumul ăla, cu crucea aia, cu alea, așa, așa, și a venit cu unul cu Curcubeu, cred că era LGBT-ul, nu? Da. Că iau Curcubeu, da. Nu cred că venea unul... Da, dar nu cred că venea unul cu curcubeu cu ăla. Cred că avea un curcubeu sau nu știu când l-a arătat pe ăla, înțelegi? Și el a oprit mașina. Curcubeu, afară curcubeu, n-ai voie ce, dar nu vorbea cu ăla că avea. Curcubeu pleacă în Olanda, pleacă în Germania, pleacă la tine acolo curcubeu, n-ai voie aici. Da. N-ai voie la noi curcubeu. Curcubeu pleacă. Așa să zic eu. Haideți cu like-uri. Cora, pleacă Cora. Pleacă, n-ai voie aici, sus. Auzi, bă, să faci... Ce să facă? Yeah. Plânge. Să faci plângeri penale la ăștia, că ne scade viteza. Dar degeaba face plângere, pentru că nu ai... Adică ei și fă contract pe firmă prezidențială. Abonam. Sau cum? Prezidențială. Deci poate președinte și atunci... Nu, dom'le, nu mai fa așa, iar te dai deșteaptă. Zi, dom'le. Da, mă, abonament business. Business. Asta e altceva, e cu totul altceva. Abonament business față de... Păi și cum? Păi de ce n-ai făcut abonament business? Pentru că noi suntem o casă particulară și avem un abonament de persoane fizice. Și nu poți să faci business? Ba da, o să fac. Dacă asta este soluția ca să... Ce faci, mă? Și... Suntem o casă particulară care... Scade viteza, deci... Bine, scade până la cât garantează ei ce-i drept, într-adevăr. Și acum a scăzut? Da. Nu și-a revenit? Și a mai revenit. Dar oricum am scăzut eu calitatea ca să nu mai fie probleme. Și că pisicile băieți au nume de fete și pisicile fete au nume de băieți și de fapt nu sunt căței și libelule. Dar cum îl cheamă, nene? Cum îl cheamă, mă? Deci pisui, Steaua sau Luna, nu mi-aduc aminte. Cred că Steaua, așa, care e băiat. Și pe ăla îl cheamă... Gogu, nu știu.
Deci lumea zice că au câștigat pariurile că o va scoate pe doamna Cora vinovată pentru internet. Da. Păi da, e cu internetul, mă, știu să fac eu cu internetul, ce dracu, sunteți nebuni? Eu am... Cocoasă, ce faceți, domnule, abonament prezidenția? Aștept să devină domnul Serghei președinte ca să pot să-i fac un abonament prezidențial. Business. Business club. Business. Normal. Păi ce dau să pe sonor? Nu. Alo? Da. Cum îl cheamă pe două pisici, am știut, pe a treia, nu știu, pe... Pun o cheamă Luna, nu? Sau Steaua? Pisui. Pisui care e bărbat. Pisui care e fată. Aha. Pisui de care e bărbat. Purceta care e bărbat. Deci invers, pisui care e, da. Și Luna nu știm ce e, sau Steaua ce e la. Luna e stea, e fată. Păi de unde știi, că nu știi până acum? Acum știu, că m-am uitat acolo. Și, deci, pisui e fată. Pisui e fată, e împărăteasa, purceta e muntănel și steaua e stea. Și luna da, e tot ce vrei. De ce au persoanele masculine nume feminine? Așa e la aia. Ești cu Uniunea Europeană? Ce se întâmplă? De ce ai știut să le dai numele? Ea explică la lume, cum ai explicat mie? Înainte de a aflace provenienta o stupoază. Te uitai și nu-ți dădeai seama, nu? Da, avea ochelari. Da, da. Am văzut când a crescut. Deci, când sunt mici, nu? A văzut când a crescut, adică le-a crescut coaile la unii, la unii, nu. A părut Renate Müller. Am auzit că acum a castrat-o și nu le mai are iarăși. Deci toate sunt pisici. Faptul că sunt castrați nu înseamnă că și-au schimbat sexul. Ba da, dumne, habar n-ai. Nu, nu înseamnă că și-au schimbat, sexul. Ba da, sunt transexuale, pisicile lui Iulia. Nu, nu, sunt bune. Sunt bune, numai numele nu corespund la toate, dar ele sunt bune. Sunt valabile. Nu vrem starea de pisici. Da, dumne, te-a mai întrebat lumea unde este răpitoarea Măgaru. Răpitoarea Măgaru este la țară. Păi și să mai vin la țară în viața ei? Vin, păi nu, că sunt cu astele, cu succesiunea, cu Nuțeta, care are un pom în Căgeni, un pom în Băicoi, o viță. Are un pom... Așa, urmite, are un pom și fiecare... Ba da, mă înțeles că eu are un, că are un pom și acum aș face și zina, că are un pom într-un sat, un pom într-un sat, o vite în alt sat și vrea să și le ia. Da, după care se mută la București, că nu știu că avea buletinul pe București. Și o ia de la capăt cu notaria și cu așa. Deci vin la sfârșitul săptămânii și apoi gata. Ficioara a fost la Michi, la centenarul Ion Boicu. Aha. Le-a rupt gurile pe acolo, bine-mi pare. Am întâlnit cu Adriana și cu Ioana. Să vezi ce poți de frumos. Și a fost și Adriana, fosta soție? Adriana noastră, da, asta mai mult ca zică decât a noastră, da. A fost și ea la centenar? Da, Adriana a fost, da, Ioana. Eu am văzut pe Lidii cu Oana, care Lidii de gât cu dușmanul meu de moarte, care m-a certat cu ea pentru ăla, ca să vezi cum sunt prietenele tale și aia, știi ce poți să faci? Să-i rupi adresa lui Lidii, să o scoți de acolo, din spațiu. Da, 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 o rup acum. Se duce acum să rup. Da, că nu devin toate scrisorile de la ANAF, de la toate, rupe cutia ca să nu mai vină scrisorile. Și Adriana, da, și aia, băi, tu știi că a fost la centenar și aia? Nu știam cu centenar. Bă, da, toată lumea mă... Adriana drăguță, foarte drăguță, Ioana drăguță, cioara mea. Ia să-i trimit poze anii. Ia, trimite. Dar ai dreapă cu toți zic că au boală pe ăla și toți la centenar. Ioana lucrează, Cora e de fustă de pomană acolo. Trimite lui Cora că de pomană. Domnule, deci lumea era, întrebările erau de pe chat, dacă pisicile sunt câini sau libelule sau întrebări sunt pisici. Deci, de adevăr, pisici sunt scumpe și da, eu mă uitam la, v-am lăsat pe voi că sunteți inutili, mă uitam la România TV. Păi ce vedeai acolo? Ce vede? Da.
Ce te bucur că ne-ai lăsat pe noi? Sau? De ce ai mis? Să nu facă ceilalte. Este să uite la voi, să dea like. Păi da. Trimite lui Cora ca să vedem pozele cu Peckendorf și cu alea. Da, le trimite acum că Ana are telefonul ocupat cu TikTok-ul, nu? Da, da. Intri pe TikTok? Eu nu intru, dom'le, că n-am TikTok și nici nu-mi doresc. Nu-mi bine, dom'le, deci ne-ai lămurit. Hai, pa! Ia, stai să văd, yeah. Mădălina Margareta, cam pe două telefoane. Hai să te mii la Cora. Hai, vă pup! Hai, pa! Pa, multe like-uri vă doresc. Mulțumim! Tom zice și Serghei a avut nume de fată, dar și l-a schimbat la maternitate. Să Tom? Da. Da. Tom, trimite lui Cora acum pe Rogoze acum vorbește cu tine. Uite și Rogoze a apărut. Multă sănătate puiilor. Rogoze mă face în toate felurile. Știe Tom.g și toate alea. Am ascultat toate măgările tale. Vineri vei fi luat. Uite, zice Tom, pisicile lui Mirei sunt scumpe. Le-a luat de la nunta lui Figaro. Uite, Rogoze zice, Renate Müller, te cunosc de undeva. Renate Müller? Da, Tom tot sub Renate da, Müller e? Da, asta e numele lui conspirativ. Tot el da sub acoperire. Da, care știe și mama de la Cernica că e Tom. Da, ia uite nume și Tudor aici. Bă, copiii erau normal să meargă, nu? Că era, da. E bunică su. E... Ce? Eu în voi cu e bunică su. Da. Te crezi că mic e bunică su. Proastă ești, Ana. Exact ca măta. Vă aruncați repede, săriți repede, știuci. Hau, cum arunc momeala cu... V-ați repezit. Rogoze zice, Nea Serghei nu trage, e un trucaj ordinar. Dar cu ce mașină mergi, Rogoze? De Venezuela sau ce? Ce care e mașina aia? Ba da. Să trimite Tom alea vocale, domnule, să mă găcați pe voi de râs. Păi să ne trimite Tom. Tom, trimite lui Daniel, că Ana are... cu TikTok ocupat, trimite alea vocale. Da. Dați-ne, domnule, nu mai cere niciun like, nu mai cere nimic. Punem o reclamă. De Veneția, Gică, până are la număr. Punem o reclamă. Rogozea. Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De-aia sunteți încordați, că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are în loc are? Cine n-are, n-are. Hai vă, pupă playerul! Joacă relaxat pe player.ro. Da, eu gheară, ei cu două. Se că ne-a apărut Medical Medium. A, nu. Aia reclamă, bă, Cora, mamă, mamă. Nu asta, domne, a intrat altceva. Gata, ne-am întors pe YouTube. Da. Uite, niște pui de... Deci ăștia sunt... astea sunt pozele. Nu, separat de pozele. Alea mi-a trimis aceste poze care, în care sunt niște pui de cățel. A infiltrat niște pui de cățel ca să vă facă milă să luați un pui de cățel. Dar de unde reacliniște? Nu știu, întreabă. Uite, multe poze. Mai multe da, poze zice, sunt cu cățeii. Da, că doi căței mici au găsit fetele. Așa și sunt i-au adoptat temporar până vineri, adică. Deci trebuie să găsească probabil ea niște stăpâni până vineri că vezi, deci să fetele fac căptușii sunt, și doamna, cu câinii. Cum i-a zis doamna cum? Nu mai știu cum a zis. Doamna răpitoare. Doamna răpitoare a găsit câinii. Din Miami. Și unde i-a găsit pe câinii? Ale alte nebune. Și că normal acum ar trebui să le schimb numele. Zeli, Verni și Bidi. E așa trebuie să le spun la pisici. Dar ți-am spus că au un nume invers? Și că sunt bune de îngropat sub balcon. Deci au nume, băieții au de... Băieții Iulia zice, de... nu, au găsit stăpân deja. Bravo lor. Foarte bine. Ia arată-mi pozele cu alea, domne, cu bășine. Și că sunați repede la adăpostul de câini, că dacă rămân la doamna Iulia, n-apucă weekendul. Dar nu sunt la doamnele alea, sunt la doamnele, la doamna Mădălina, care era cu doamna Iulia în emisiuni. Că a plecat de aici și au rupt și țeava de gaze, au rupt și mașina, au rupt totul. S-aude un zgomot. El era bara. Dar ți-am zis că mi-a zis că ea vine, numai ea așteaptă iarna ca să vină aici cu Mădălina ca să fie sigură că rup tot. Și aia cine? Mama India acolo, cine? Nu știu, cred că e cu Irina, lui ăla...
Mărește puțin. Cu cine? Mărește puțin. Ah, sunt verișoarele, da, uite pe... Da. Asta e cioara mare. Da. Și Adriana se ascunde puțin. Cred că e rușine cu alea, ai văzut? Da, ai văzut și cu Lidii, cu... ți-a trimis cu Lidii? Iulia zice, da, sunt neamurile lui Voicu. Da, domnule, ce nu le cunosc, Irina și cu alealte. Nu, cu Lidii. Nu mi-a trimis cu Lidii, uite, mi-a trimis cu Ioana și cu Tudor și cu... Deci Iulia eludează, da. Trimite-ne subiectul. Uite, ne-o dorim pe doamna Mădălina în emisiune. O când s-o vină de la Țintea, după ce vine de Câții, după ce te copaci, vine cu doamna Iulia, ca să nu-mi consume doamna Iulia cauciucul și motorină și alea, vine cu doamna așa și pleacă, dar trebuie să mai vină cineva care conduce. Ce? Păi n-au și gardul și alea. Da. Da. Și țeava de la gaz. Iulia zice, nu am cu Lidii, sunt pe Instagram. Da. Ea intră la sărăcie aia. Mică. Zice Tomci că ne-ai disperat cu ecarizajul Ludmila. Trimite-i Tom alea cu rogozea când vorbește cu tine. Ia, tu-ne să-l auzim noi. Că pe telefon poți să-l... N-are Lidii cu de la eveniment. Nu, Oana trebuie să aibă. Oana pune ea cu copilul și Lidii cu dirijorul, care n-a dirijat nimic. Să vezi ce fețe au amândoi, zici că-ți dezgropat de trei zile. Și Lidii și domnul Mădălin Voicu. Pun astea? Da, dumne, pune-le. Ia fii atent puțin, yeah. Dialog. Noi nu o să auzim. Stai un pic. Da, da, nu, ok. Face o inginerie financiară, nu știe ceva. Să trăiești, bunea, Tom, să trăiești. Ce te uitai așa de claxon, ai zis că e miliția? Nu știam, bă, că ești de la vasul lui, mâncare e pizda lui Lela. Este dat că merge pe 1. Vorbește cu Javra aia de țigan, că a zis că să facem la sfârșit de săptămână circ aici. Vezi cum mă potrivești? Sau vorbesc eu și îmi spui tu ce cum să facem? Adică dacă ești liber, dă-te fasole cu cărnați. Dom'le, nu-i de vasul, e de Vrancea. Chiar acum vreo câteva zile l-am mânjurat pe unul din Bacău. Zic, bă, că mi-aș pula mortite de moldovean să uită la mine ce-o fi zis. Uite, al dreacu' de Vrancea mă înjură. Așa e tot la Vrancea, de la foc. Rogozea cu Tom, pentru oamenii care nu știu. Păi eu tot i-am zis, i-am zis, hai mă, nene, mai facem pe acolo, uite, zine, ceartă domnul Tom, zic, că nu mai suntem pe acolo prezent, să semnăm condica, facem, e pe la Hollywood, e cu Oradea, pe unde dracu ajunge. Păi ce zice? Eu acum, de când sunt cu munca, sunt legat, de când vinerea sau sâmbătă, pot să servesc. Doamne! Sunt prezent oricând, nu e problemă, când e vorba de șpiț. Să nu mai pui să car mobilă și de-astea, că nu vin. Eu și acum vreo săptămână, două i-am mai zis. Mi-a zis că, bă, facem, dar trebuie să plec la Oradea. Și a rămas în coadă de pește, ca să zic așa. Vezi ce zice, că... Matanea Tomului e mai direct, așa, mai... Știu unde e punctul G. Planul, fac. Știu unde e punctul G. Da, Matanea Tom, păi... Dar ți-am zis că eu am vorbit și s-o tatăl cu Răzvan și noi... Super, că a spus spațiile turiștilor. A început să bea, de când cu gașca asta minunată. Dar nu știu, când e să știi când, nu e problemă. Ți-am spus, vine sâmbătă, ne dezlucăm noi cumva. În rest, sunt legat de mâini și de picioare. Dar ne-a tot mai noi strica brazii, nu luăm lichele. Să vedem, vezi ce zice Don Quixote și vedem în controlul. Dom'le, pe mână am zis că e Frank Sinatra după voce. Iar m-am înșelat, e actorul De Niro. Mare rost de actor. Om de omenie, dom'le. E Don Quixote de la Mancha. Quixote de la Mancha. Dom'le, am vorbit cu toată gașca, am pus-o în temă. Deocamdată, eu cel mai muncitor și cel mai onest om cu carte de muncă și cu tot ce trebuie, eu sunt liber. Restul nu sunt liberi. Dar am zis că fac ei ceva, vedem. Gata, dom'le. La orele 19, titular. Mă duc să mă încălzesc. Să fac încălzire pentru ziua cea mare. Don Quixote de la Mancha. Rogozea zice, ne vedem luni în instanță.
Să zici că stenogramele polițiștilor de frontieră prinși cu șpagă la vamă. Dar ai văzut cum zicea? Ce, domnule, zici că e Robert De Niro și că e... Frank Sinatra după voce. Da, vorbea așa. Da, era șmecher, oh, domnule, da, da, tare, da. Zici că era ăla portocală când îl înregistrau, știi, cu dar să vezi când l-or vedea ăia, că îți dai seama că jandarmii l-au filmat când a oprit meciul el, când a oprit, când a oprit meciul, zic, Kosovo. Cu Kosovo, cu ăștia. Exact că l-o prinde și i-o da câteva bulane. Pe... Tu ești. Păi exact că l-au băgat în baza de date. Cum pe el meciul, cum țipa el acolo. Ce nervos era el. El cu Ciprian. Îți dai seama că e ea. Gogoase zice, Rogoze, uite așa a ajuns la DNA comică registrare. Dar ce, Rogoze, spune-ne și nouă, ce cartun mașina aia mă mâncați aici gura ta? Ei. Ce care? Morți? Ce care? Asta, să cadavre. Zi, Rogozea, scrie-ne, ce care? Și că bine că n-au zis precum Cornel Dinu când credea că ai plecat de la masă. Dar nu mai văd din tap, tap, nu mai văd din că migranți, acolo. Domne. Nu mai apar scris în aia și inimi și alea. Sau ne dă sus acolo. Carol ce? Nu mai are aer. Cine? Carol ce a zis că nu mai are aer. Nu mai avea aer condiționat. El știe. Te, te întreabă ceva, dacă tabloul este pictat de dumneavoastră și ce reprezintă? Da, dumneavoastră, tabloul pictat de mine e un cocoș care stă pe un scaun. Am văzut acest chestie în Grecia. Mulțumim, Daniela, Claudia. În Grecia, între două sticle de vin. Nu doriți să vă, să vă vopsiți să fiți brunet ca pe vremuri? Nu. Nu s-ar fi culmea, să mai fi restul îmi fiște tot, îmi fiște peruca neagră. Aia vine și mănâncă acolo în picioare, în continuu, uite, cu câinii. Ia uite ce pălărie ți-a dat. Mamă, ce pălărie și mustăți, ce pălărie și mustăți mi-am luat. Da, domnule, rugăciunea bună. Deci, va fi o seară frumoasă. Cine vrea să audă despre războiul din Israel, să se uite pe YouTube și despre venirea lui Zelenski în România. Pe YouTube găsiți. Pe YouTube la mine e sub, cu o descriere foarte amănunțită și foarte... personală. Vorbim pe diminutive. Ia uzi, a zis gata Picasso, Renata. Te întreabă cineva dacă ai transplant de păr. Dacă am? Transplant de păr. Da, am transplant de păr în nas. Am în nas ca să... Mai! Am în nas, am încercat și în cur, dar nu mi-a mers și am rămas în nas. Am transplant de păr. Domnule travestitul, nu mai vine în emisiune? Păi când vin surorile, putem să luăm și pe travestit. Dacă o fi aici, dacă nu o fi în Olandia. Păi tot doamna cu pisicile. Știe aceste amănunte. Cred că datorită lor ăla le dă numele invers. Datorită lui doamna Paul, doamna Cora. Ce care transplant Serghei la un supraț? La un supraț, la un ampăr, la un ampăr. DJ Manu întreabă de ce emisiunea de joi se raportează vineri, se reportează vineri? Se reportează, da. De ce... sub un braț am păr și sub un braț nu mi-am plantat păr. Să văd dacă sunteți inteligenți. Ca să-mi țin termometru. Puta a rămas fraierea de curat. Să gândea aia. Sunt foarte impresionată. Păi, mai putut să te gândești la așa o chestie inteligentă. Știți așa ceva? Gogoașa a zis pentru că faci sub braț. Nu. Tu că sclipitor, domne, zice Checkmate. Nu știa nimeni, să moară mama. Dacă puneam asta o săptămână, să gândea tot... Tot TikTok-ul, tot, toate astea, nimeni nu își dădea seama de asemenea inteligență. Da. Dă-mă 20.000 de cola până la pensie, că n-am. Lasă-mi să-mi dea asta, că tu nu faci nimic, să uite pe telefon. Ai văzut pozele,
Ai văzut poze cu Lidi Școla? Nu, au o filmare doar de la eveniment, atâta tot. O filmare. Sunt poze, dumne, că mi le-a mie, nu mai știu cine. Nu sunt postate. Mișca aia chiar s-a oprit. Îmi oprești tot timpul frigiderul cu căcatul al tău de priză. Cu ce, domne? Pune pe piciorul pe ștecherul ăla. Ia, deschide acum să văd. Gata. Deci tu, mici, da, ți-a pus... A, deci problema nu e că este un fir într-un ștecher pus prost de păi da, și nu putem de, da, de un an... mai probabil. Păi de un an cu Nina nu putem. Și Nina atunci a pus ștecherul aici și tu l-ai scos de acolo că își pune Ana ăla. Păi puteam să-și pune Ana tot în ștecherul ăla. Care pe masă. Și nu mai avem acest caz. Nu mai are loc. Unde vezi? Unde? Da, dar ce-s toate alea? Hai, cine ești? Unde te afli? Uite, Edi Chiriță zice, cum a putut doamna Cora să stea cu tine atâta timp? Nu-mi dau seama și râde. Cine? Edi Chirițu? Edi Chiriță. Ah, credeam că Edi Talent. Și că ne luăm de la un steaker, zice țapul. Păi nu mă, dar tot timpul plecați și eu trebuie să verific pentru că rămâne frigiderul. El are foarte multe treburi după ce plecați. Rămâne frigiderul numărul 3, rămâne în priză, unde am eu băutura, aici e problema. Dacă rămâne mâncarea lui Cora, nu mă interesează. Da, doamne, data viitoare o să-ți iau un ștecher, să-ți-l montez eu, să nu se mai întrebe. Păi am ștechere. Aduci ruben, îți aduci ștecherul și ți-l fac eu. Vorbesc foarte serios, pe bune. Nu te crede. Cam mare chestie, atunci ștecherul, adun șurubelnițe și ți-l fac. El vorbește așa, am ștecher, sigur. Ce e aia? Asta din cauza că vorbește cu ăla. Când vorbești, asta se întâmplă, domnule. Poftim. Ai văzut dacă vorbiți prostii? Nu te mai suportăm. Du-te în cămară, Cora. N-am în cămară nici. Ba da, dom'le, să știi, nu știu unde are Nina acolo într-o cutie. Hai, dom'le, că în fiecare seară când lucrăm să oprește frigiderul. Nu avem niciun ștechere. Avem ștechere, că sunt acolo puse de mine și de Vică. Da, e parfumat. Ce e? Pe gât? Cine? Da, pe mortăciune ceva. Și are aici sus la ureche o... Da, da, aia s-a frecat pe gât. Pe gât, pe partea... Pleacă, fii atent! A plecat! Pe gât, pe partea dreaptă e mortară. Ce covan ești! Trebuie să iei pastile alea, 15 kg. Da, iau. A fugit. Da. Ce-i fata lui tata? Te lasă alea, pace. Du-te, domnule, în cămară și caută un ștecher, poate face asta, poate să curestează. Eu are Nina o cutie nu, acolo? Nu, există eu. Păi nu poți să plec din emisiune, domnule, ești nebună, părăsesc emisiunea pentru ștecher. Da. Mă cere poporul, mă cere TikTok-ul, mă cere Zeni, YouTube, mă cere Zeni, Bibi. Everybody to you. De ce e intoxicat spațiul de filmare? Gata, atât. A mutat cutia? Ce cutie? Cutia cu scule și cu ștechere. Ai găsit? Dar trebuie tăiat firul ăla, trebuie... Da, domnule, n-ai un cuțit, n-ai un patent, am, n-ai un coată. Am toate sculele, am. De pregătit cu toate. Ai găsit ștecher? Nu, am găsit trusă cu scule. Asta este o trusă. Așa. Păi și mă lăsa singur, mă, ce citesc aici? Ați plecat toți, aia mă lângă. Dacă ai vrut să se repare ștecherul. Ți-ai atras această soartă. Bă, spuneți-mi verbal întrebări, că nu știu ce, mănânci pâine? Auzi, doamna Cora, veniți în cadru. Lasă-mă să caute ștecherul, doamna Cora. Uite, aia aici atunci. Le-am și pâine goală? Nu este pâine. Ați... Dar ce? Nu știu, e o chestie. Pui? Ați fost sabotați bomba. A, mănânci dulce în ăla. La Serghei în casa are Nina o cutie cu scule. Sigur, da. Nina nu a fost botezată de Iulia. A căzut Cora cu cutie cu tot. Ce? A căzut cu centrala. Serghei, vezi că Daniel montează microfoane. N-are ce. Dar ce ați făcut acolo? Ați căzut? Nu, l-a sortat ea, l-a sortat pe dracu. Da, nu a căzut nimic. Nu. Ci că Vică e artistul care a montat WC-ul, vedeți să nu rămâne și fără curent. Nu, am văzut. Ai găsit? Nu știu. Se întrebă pe undeva. Ai găsit? Nu.
Și că Serghei, vezi că ăla, Daniel tu, ăla e. Pârlește din frigider, nu-l lăsa la ștecher. Am asta. Ce vrei de meu? E una nebăgată în... Da, ce, ce, e, era stricată legătura la ăla? Vezi că e pe 4 aia, să-i dai tu și să o ridici în sus. Era stricată la, legătura la ăla? Nu știu. Și să-i dai, ridic-o în sus, așa, gata. Și poți să mă oprești pe mine. Lasă-te auzi și tu acolo, poate ca și tu. Unde să cad, domne? Citește, Ana, și lasă mâncarea. După snorkeling, sneakers, sleep, în sfârșit un cuvânt cu ș. N-am de a critice. Care? Ștecher. Ștecher. Dezbate situația din Israel. Uitați-vă la mine la YouTube că e dezbătută. Ce e stricat acolo? Nu, nimic. Încerc să găsesc un bit din ăsta să pot să-ți desfac ăla. Ștecherul. Are un bit? Da. Că tăiați și voi un ștecher de la TV-ul lui Serghei și îl puneți la frigider. Da, am ștecherele, domnule, dacă o să-mi pune de prea târziu, îmi spune unde ștecherele. Dar Achi, ce faci aici? Acum ai venit după ce ai fugit? Uite, Iulia pune din ăsta și zice, pune inimioare și zice Cora. Mersi. Dar cum ne-ai găsit, domnule, unde-i Lidicul ăla? Am găsit doar o filmare de la concert. Nu, domnule, e poză Lidicul ăla cu niște șase la găți. Păi dacă am văzut-o, cine de morți mă dea auto? Nu știu. Nu e la Oana, nu e la Lidii, nu e. Nu. Cine este bătrânul de lângă doamna Cora? Cine e asta? DJ Manu. Eu sunt bătrânul și mare, ai văzut piesa asta? Ăla a făcut mai multe dume, n-a făcut nimic. S-a dus, a făcut cu tenis și aruși. Are dreptate, Ciprian, ca bar n-are nimic. Da. El merge să întoarce, merge să întoarce. Nu e, domnule, cineva a încercat să schimbe acolo ștecherul ăla. Nina. Și a folosit un bit din ăsta mai mare și a stricat șuruburile din ștecher, dar nu mai poți să le mai desfaci. Nina, ce mă zic? Doar nu eu, nu? Ia vezi, domnule, dacă se uită Nina, să ne scrie unde e un ștecher. O să folosesc ansa ca să găsești ștecherul. Nu, mă, dar aveam că le-am pus eu deoparte. Am cumpărat cu... El tot timpul e foarte activ. Am cumpărat cu Vică să luăm pentru afară și nu mai făcut lucrarea. Am rămas și cu bețele și cu toate alea. A găsut lucrarea. N-a mai venit Vică să-și ia betoniera. Păi se plângea pe la Nina că trebuie să ia betoniera. Căuta pe mine și n-avea pretext ce trebuie acum. Bine iarna. Ci că bine că ne-a spus domnul Serghei cum ne putem mări viteza la internet. Voi suna mâine la Digi. Presimt că o să fiu un jurat la pronunțarea cuvintelor. Vreau abonament prezidențial. Ar trebui să începe să cereți. Poate îl înființează. Dar cum a zis? Alt ștecher nu, că ăsta e... Mort? Păi... De la ăla o fi problema. Da, păi nu vezi că nu mai am piciorul ăsta e pad aici. Păi eu ți-am spus că ștecherul e. Păi și chiar nu mai ai niciun ștecher aici? Stai să o sun pe Nina. Au și ziua? Că Daniel o să staie factură pentru montarea ștecherului. Da. Zice... Țapu. Taie, domne, de la televizor. Dar nu mai avem alte cutii acolo cu ștechere. Ai găsit? Nu. O sun pe Nina la ora asta, nu doarme. Trimit un ștecher pe WhatsApp. Te întreabă cineva dacă te-ai lăsat de adevăratele de fumat. Te-ai culcat? Sau... Da, dumne, de adevărate. Unde avem un ștecher? Că tot se blochează, că aici și-a băgat Ana. Ai făcut o ingineria financiară și ingineria electrică și s-a stricat-o Ana și cu asta. Unde, aveam niște ștechere puse, unde sunt? Eu nu-mi bani nimic. Să-l modific. Unde? Da. Nu știu niciun ștecher, nu? Nu știu. Eu i-am spus. Nu vreau plângitor, ștecher vreau. Ștechere n-avem. Ce accentuează Nina? Nu cumpărasem eu ștechere cu Vică? Păi nu știu ce cu ce-a făcut Vică cu ștechere. Hai, lasă-mi cu ștechere tale. Hai. Hai, pa. Deci n-avem ștechere, nu? Nu, și pa. Că taie de la betoniera lui Vică. Vezi să te duci sus, Cora? Da, nu așa. Cauți într-o. Sunt o groază de lemn de alea că nu sunt folosite. Tai un ștecher de la... Eu zic să-ți vezi de treaba ta. Păi acum rămâne fără frigider, ești nebună? Cum să rămânem fără frigider? Păi a stricat la... Nu, n-a stricat nimic. Merge cum mergea și până acum, adică prost.
Urmează. Te are Iulian de bara la etaj, zice. Trimite cu o pisică, un ștecher. O să luăm un ștecher și data viitoare. Da, făcut, tine, Daniel, Nina, ștecher. Da, de ce accentuaia? S-auzea? Ci că era în coșulețele alea ștecherul. Mă, dar aveam eu un ștecher pus. Ci că tare, Nina, domne. N-avem niciun ștecher. A plecat Zelenski cu ștecherul. Aveți grijă, poate luați foc, nu vă jucați. Păi chiar poate dă-ți la foc la baracă, Cora. Cine, Daniel? Da. Eu am încredere că nu. Mai degrabă pe tine te bănuiesc. Dar nu știu ce, domne, să spun asta. Mai degrabă pe tine te de foc la baracă. Ai un ștecher, ai un prelungitor pe care nu mai folosești? Da, și cred că avem prelungitorul. Nu, deci nu mai încerca să obții de la el răspunsul. Vezi că sunt pe acolo, poate prelungitoare. Vezi pe acolo, poate, prin, cine aia. Știe. Are el. Tu te mă ștaie de la o lampă de sus, mă, un ștecher. Deci, de la un, aparat. De ce nu poți să te duci și tăi cu cuțitul? Dar nu fac așa ceva, pentru că e o prostie. Poți să montezi ștecher și săptămâna viitoare. La fel cum ai stat 3 ani așa, poți mai stai o săptămână. Că gospodar, Serghei. Da, mare gospodar. Că ce mai e ștecher? Ce mai e ștecher? Tămâi ștecher. Uite, Iulia întreabă, dar ce înțelegeți voi prin ștecher? Dacă te-ai ștecherul de la lumina ta, de la lumina mai folosit lumina aia care veneai tu cu cercul ăla, cum mă bagă sine în cerc? Păi, dar ăla nu are ștecher. Avem acolo. Auzi, zice cineva aici că trebuie să plece o gașcă organizată care... Cu fuși, cu topoare, da, în căutarea ștecherului. Avem bandă izolantă, avem, dar aveam o cutie cu scule, numai acolo. Nu mai pot. Beiza, dă o comunistă fără ștecher, breaking news. Da. Mișcă-l ăla, să vedem că se apune. Domnule, el e foarte bun la toate chestiile tehnice. Uite, înveți, înțelegi ce zic? Nu. Deci cineva a scăpat ștecherul ăsta pe jos și a spart ceramica asta de aici și nu mai stă piciorul. Cine crezi că este de vină în această faptă? Nina. Da. Cine crezi că putea să vină? Hai, du-te și caută că am cumpărat eu. Prietate și n-am să cauți un ștecher. Nina, nu? Vezi că am luat bandă, am luat bandă 100% avem în cutia. Era o cutie. Ai cumpărat tu? Da, eu cu mâna mea. Și cu Vică. E o cutie așa care avem tot felul de lițe. Nu mai spune tot felul de prostii. Da, avem o cutie cu aia, caută bază. Deci avem mai multe cutii, doar că au fost mutate sau au amestecat produsele și nu se mai găsesc. Iulia ne spune că în cutia aia mare trebuie să avem izolire. Sunt mai multe cutii, du-te și uită-te. Păi eu sunt în emisiune, mă, nu-i sănătoasă, mă! Nu mai e acolo și te din gură, vorbește despre altceva. Totul mă intrigată cu ștecherul tău. Citește, domnule. Iulia zice, ștecherul este legat de un cablu, nu stă în aer. Da. Vezi că sunt mai multe, Daniel, sunt mai multe cutii acolo. Dar nu văd bandă izolantă. Este 100%. Ce că toată lumea bea în casa aia, numai Serghei, nu? Zice, checkmate. Păi nu că e, mă, că am luat eu, 100% am luat eu. Ci că hai, domne, că mă duc să-l iau pe copilul în picioare și venim să spunem 3-4 ștechere să ai acolo. Unde te-ai băgat? Am un instalator bun, îl cheamă Capră. Capră, ce știi, nu faci ce-ți faci? Vică, dacă vine acum, te dea făcut toată casa. Ci că se duce Capră la Dedema și cumpără un ștecher. Cum a cumpărat și chiuveta, zice țapul. Dracu de ștecher, că deja mă doare capul, bagă firele direct în prinsă. Asta mă gândeam și eu, dar luăm dracu foc. Ca asta mă gândeam, să facem două fire, să băgăm... Deci am găsit jumătate ștecher. Jumate? Jumate ștecher. Deci am găsit jumătate ștecher. Și nu putem să băgăm. E clar. Păi cum să-l pun? Ți-l lasă să te curenteze, curentează crinii, ești nebun, cum să ți-l lasă așa? Ci că dai cu leucoplasmă sau cu scoci. Ai găsit bata? Cu scoci. Cora. Ce caz la Predoleanu, zice Tom. Bă, da, am luat eu bandă 100% cu izolire. Măi, domne, da, luat-i. Dar ai găsit toate cutiile aia care le aveam, alea multe? Da, domne, uite, în ăsta am găsit jumătate de ștechi. Și n-ar trebui să fii bandă. Nu neapărat. Domne... Și mai sunt cutii, afară de asta? Da, dar nu, au alte chestii de sanitare, da. De la sanitare, băgată, oglindă, mașină, de la ce? Da.
Erau pe categorii. Nu știu, nu am ce. Că să-i dea niște țuică ștecherului, poate își revine, zice abracadabra. Erau pe categorii, și eu zic, sunt pe categorii. Pe datorită ție și Lunina. Eu nu. Aveam 100%, stai că o sunt pe Nina. Da, măcar niște bani de izolantă, vă rog foarte serios. Aveam bandă, domne, că luasem, m-am cumpărat eu cu mâna mea. Da, da, ți-a zis, ai cumpărat, dar sunt 5 ani. Dar bandă din aia de izolant n-aveam, că aveam bandă din aia. Păi n-am cumpărat eu atunci cu aia clar, că am făcut neonul ăsta de aici, de pe terasă, mi-am dat la bandă. Unde puteai să o pui după aia? Aoleu, aoleu. Dar știi că exista? Bine, da. Du-te, Iulia, pune pisici. Da, hai că nu am stricat asta, mă, și rămânem fără frigider, asta e, hai. E ceva în congelatorul ăla de jos? E o dramă! Ce rola? Păi numai că ștecherul care era la frigider, l-ai stricat. Și acum frigiderul ăla, are ceva în congelatorul ăla dinspre centrală? Bine, domnule, lasă-mă. Da, aici nu e cam frig. Păi da, mă, dar aveam izolire, l-am cumpărat eu 100%, că am dat ăla când ne-a făcut lapa de afară. Păi știu că nu mai știu unde. Și că a cumpărat acum 5 ani. Ia, aveți scor, aveți pe frigider, că putea să o pună pe frigider, hai. Pa, uite-o. Aici? În centrală nu găsește cora. Hai, pa. Nu, e doar scoci aici, iar cu scoci nu pun cu scoci, că nu e, nu. Și că e în centrală. Zici, domnule, lasă-i, nu știu. Nu știu, ci că e în centrală. Nu știu unde e în centrală. Ce dracu, mă, rămâne fără frigider? Nu știu, o să găsesc o soluție. Și că dacă nu l-ați controlat pe migdale la ieșire, și că moarte dăm cu ștecherul ăsta. Da. Serghei face case și nu are un ștecher. Dar cine m-a apucat, nu e de nebun să facem ștecherul ăsta acum? Păi din cauza ta, tu ai pornit această chestie. Da, și eu pornesc. Și că întorci Serghei casa cu fundul în sus pentru un ștecher, să pară mama, zice Milk. Dar aveam bandă, rulandă mea. Operațiunea ștecherul. Eu sunt dispus să fac, dar nu, da. Dacă n-ai măcar bandă izolantă, stăiam, dar am îndălat, îl făceam. Nu mai necalificați lângă Serghei, zice da, DJ aveam Manu. Domeni, nu știu, nu știu, l-am lăsat undeva. L-a lăsat undeva în drum. Că când ne vedem îți aduc cadou o găleată de ștechere, Serghei, ce cocoașe. Nu mai, dar aveam eu acolo pe cutie, aveam ștechere, aveam bandă. Pe le-am amestecat cutiile când au stricat. Le-am uitat în toate, nu e. Păi o fi un aruncat-o. Și că Daniel e de vină, pe ce pune mâna strică? Și eu zic că ăsta ne-a stricat special ca să mă strice mie frigiderul. Să faceți și un film, ștecherul. Ștecherie. Ștecherie de șmecherie. Uite și țapă e de acord că Daniel e de vină. Și că facem toți chietă și facem cadou un ștecher lui Serghei. Da. Ia vezi că ăla n-are florică, izolică l-are. Deci te rog, începează. Pe rămâi cu frigiderul nebăgat în priză, mă, deșteaptă, bă. Mă doare în găuz, băutura mea mut în ăsta al meu și ce e în congelatorul acolo al tău mâncare s-a prins. Cum l-ai făcut? L-am băgat și a stat tăla acolo. Pe când ți-a zis că stă din cauza ta, să zic. Da. Dar zi lui Nina să ia un ștecher. Uite, mâine dimineață ședință cu Nina. Mâine dimineață, da. Dar nu mai, vezi când scoateți acum, să nu mai mișcați. Nu mai scoate. Păi trebuie să scoți ăsta, prăjitorul ăsta de căcat care îl pune aici, că de-aia ți l-a pus din aici ca să nu mai mire la ăla. O chestie dramatică cu ștecherul. Mai te învârti ca bășina pe aici acolo, că am avut probleme cu ștecherul în seara asta. Uite, nu-ți pierde speranța, Serghei, vine iarna, nu mai ai nevoie de frigider, zice da. Edi Chiriță. Dar acolo ce cauți? Acolo ce cutie mai avem? Mai de ce nu stă la scule? Acum au bucat să vă spați un chip de... Vezi, de da? Știi unde e izolirul? Pe acolo, dacă dai alea la o parte, până acolo izolirul, în rafturile alea. Ai dat lucrurile la o parte, că le-a pus acolo? Da. Pe acolo avem medicamente, avem ardei de 200 de ani, avem... marfă expirată, avem șurubelniță, avem... Deci ai luat-o pe urmele mi-e mama aia acum.
Da, mă, e mamaia într-o chipa. Bine stă cu geanta aia, zici că ești... zici că ești Dorel ăla care strică totul. Mai bine pune mâna... Eu știu cine e Dorel la noi în casă. Mai bine pune mâna și fă abonament... prezidențial. Prezidențial. La TikTok. Daniel este rudă cu voi? Da. Cum a zis Iulia? E o rudă mai îndepărtată. Nu, altfel a zis că rudă... O rudă dintr-o familie mai îndepărtată. E rudă dintr-o familie mai îndepărtată. Și da. Că el nici nu știe ce e aia, izoliri, spune Iulia și, despre tine. Și eu cred. Eu? Da. Bă, să nu-mi iau de tine. Dar am văzut o poză, domne. Cu telefonul, nu știu. Domne, am văzut o poză cu dirijorul Mădălin Voicu și cu sora mea. Du-te, bă, cu eșarfă, cu o poză mare cu Ion Voicu în spate, cum? Și o poză cu Ana, cu fiista, tot la, portretul la mare. Următorul film al lui Serghei se va numi Acțiunea Ștecherul. Păi da, mă, că a fost Acțiunea Monstru aia, sau Operațiunea Mahmudia. La mine se va numi Operațiunea Ștecherul. Serghei și Ștecherul de Aur. Serghei și Ștecherul nevinovat. Serghei în căutarea Ștecherului. Serghei umilind-o pe Cora cu ștecherul. Și Serghei cu izolir bandu. Și că banda de izolat ai consumat-o la ultima răpire, spune DJ Manu. Nu m-am luat, mă, păi n-am făcut-o la afară, nu ne-am izolat acolo, că Nina știe. Și dacă ție ți se pare că Vică vreodată aduce în casă ce folosește afară... Eu am cumpărat, ăla o fi pe afară, pus pe undeva pe acolo, pe scaunele alea. Puneți casca de mine. 100% e pus pe acolo, pe afară. Uite, Gheorghe Iotreanu spune foaie verde, foi de prun, ștecherul s-a făcut scrum. Da. Nu, Doamne ajută că nu s-a făcut scrum. Că își dă demisia Daniel din relația de rudă. Uite, Iulia confirmă, le-am văzut și eu pe Instagram pozele cu mamaie. Păi da, și unde sunt? O de la șters. Da, după ce schimbi ștecherul, o să vină Horaciu să te întrebe cât a costat ștecherul. Nu, cât a costat schimbarea. Dumnezeu, dar cât v-a costat să schimba ștecherul? Horaciu, bani grei, dă-te-mi, Doamne, iartă-mă de curse. Mi-a costat viața din noi, ne-am dat-o. Am vândut și ultima bucată din casă de... Gabriel Sava zice, dacă n-ai ștecher, măcar să fii șmecher. Da, să vezi cum îl dea Iulia pe Tom ca să cumpere 5 covoare ca să-și ia 5 carpete. Ce zici ea? 5 ce? Covoare ca să-și ia 5 carpete. Da, vrei să vă spun, că dacă tu se uită Tom... 5 ce? 5, nu carpete, 5 la care te îmberești. Vrei să sun pe Tom? Pături? Nu, stai să vezi cât de prost e Tom. Discutam acolo că mă uitam cu războiul cu asta, cu asta și zic... A atacat Hamasul și s-a băgat și Hezbollah. Da, Tom. Dar Hezbollah ăla cu ce s-a certat? La ce vrea? El a zis că e om, că e unul. Am găsit... Tom? Da, mă, da, serios. Păi și ăsta, ăla ce vrea? Bun, așteptam să zică povestea cu Hezbollah. Tom. Cum, bă, dar vorbeam de două ore, eu televizorul cu Hezbollah, dar ăla ce vrea, mă, de s-a băgat și ăla? El ca la pârnaie, credea că s-a băgat unul din altă celulă, la bătaie. Prost ești, bă, Tom, să moară mama. Cum ai zis atunci că noi suntem cântăreții? Acolo, du-te acolo la cântăreții. Da. La capră. Ai stres să-mi lași o adresă să vă trimit un ștecher? Dar cumpărăm un ștecher. Dar aveam izolit, am luat 100% am luat. Izolit și niște șoricei în aia, că nu știu vrea să... Știu, șoricei? Știu, domne, eu zis că am luat și șoricei, că am luat izolirul. Mi-aduc aminte. A făcut lampa de afară, a făcut-o un om care a făcut firele cu izolit. Puteai să pui o lampă afară fără izolit? N-aveai cum. Da. Dacă pui izolir, aia nu e treabă. Nu există așa ceva. Bă, nu e mai cu izolir, că... Da. Știi, și atunci de ce ai cerut izolir? Ca să ți remediezi problema pe termen scurt. Și ne vrem pe termen lung. Mergeam și cumpăram un ștecher. Dar dacă demontezi ștecherul de la aia, nu poți să pun fire în ștecherul ăla, nu puteți să-l demontezi? Ștecherul de la ce, domnule? De la lampa aia, Luana, care e mai pune. E de la care e turnat. De unde știi?
Îți spun eu 100%, e de la care ai turnat. Bine, mă, dacă știi tu că e turnat, e turnat. Poți să mă iau eu cu tine? Ți-aduc eu marțea viitoare, ți-aduc eu un ștecher și schimbă. Pun eu până atunci. Sunt convins. Dacă îl pui tu, în siguranță. Uite, bună seara, Serghei, te urmăresc din Germania, unde pot vedea unul dintre filmele cu tine. Se intre pe YouTube, nu? Cred. Era pe Netflix. Pe Netflix era nunta, era funeralii fericite. Știu mă, că acolo e puțin, dar că era un joc, era mare. Lena e pe YouTube, nu? Da, îl găseai integral pe YouTube. Păi da, dacă cauți Marilena. Caută pe Marilena, Serghei, așa, pe Google, regia. Nu mai știu, dar regia este Mircea Danieluc. Caută Marilena, caută la noi reguli de circulație, unde sunt mai mult rol principal, nu? Și da. Mai intră la mine pe YouTube, nu am filme acolo, mai am filme? Nu ai avut niciodată filme, pentru că nu avem voie să... Dar reguli de circulație era? Era pe YouTube, pe ăla, pe cine, pub, dacă nu mă înșel. Parcă. Nu mă, vedea lumea la mine, îl băga la mine și vedea la mine, că l-am văzut și acum și câteva zile. Bine, domnule, era pe cine, pub. Cine pub? Ce e la cine pub, mă? Este un canal de YouTube. Care pune filme. Care pune filme, din astea românești. Nu știu, bă, reguli de circulație, caută lumea și îl vede, Serghei Niculescu, mi-a zis reguli de circulație. Păi da, dar nu e pe canalul tău, e pe alte canale, e pus de alții și așa mai departe. Bine, bă, pe canalul cui vrei, pe canalul Dune Măneagră. Deci bași filmele astea. Deci ții minte că te-a oprit, că am povestit la un producător chestia așa, zic că e de film. Nu știi că a oprit-o pe Ana, eu am acolo am replica aia cu șarpele, dacă e vertebrat sau nu e vertebrat, eu am uitat. Și a oprit-o șeful circulației, ce era cu BMW-ul ăla, că era șeful care mergea în fața, că era cu BMW-ul, nu? Nu, nu era niciun BMW în povestea asta. Dar ce avea, cu ce mașină te-a oprit ăla? Era mașină de poliție. Pe BMW de poliție, spune că era cu BMW-ul, că era cu antimergător. Nu cred că avea BMW pe vremea. Ba da, acum. Care acum era? Acum 4 ani, 5 ani, cum stai pe BMW-ul? BMW-ul avea 20 ani. Nu, avea Logan. Bă, ăla era șeful la coloana prezidențială și la coloana prezidențială și aia se merge și nu au Logane pe autostradă și au BMW-uri, acum le-a adus și au și Maserati și nu știu ce mașina asta. De unde ai spus că era șeful de la coloana prezidențială? Păi da, l-am cunoscut după aia. Nu știu, acolo era un polițist care... Și a oprit-o pe Ana, i-a luat, ai trecut pe roșu sau ce ai făcut? Nu, el susține asta, nu am trecut pe niciun roșu. Eu sunt convins că ai trecut, după cum te cocoșezi, ai trecut pe roșu și a luat telefonul și m-a întrebat ăla. Și a vertebrat, și eu mă gândeam, mă, ce dracu vrea ăsta, mă, mâncațelești gura ta? Dacă nu mă credea, vreau să-mi ia luat buletinul și... Și a spus replica din film și i-a dat drumul. Bun. Ăla după aia era șeful așa și după aia l-a pus șef la... M-am întâlnit cu el la... Nu știu dacă e foarte în regulă faptul că povestiți acest lucru, păi, dar mă rog. Nu, asta nu e lucru între mai mulți omul sau? Nu. Atunci e ok. Omul ăștia la pensie și e acum 40 de ani, nici nu existau BMW-uri. Da. Era pe un car. Da. Mașini, nici autostres n-aveam. Omul a venit că n-are dat cine. De fapt, nici eu nu eram născută. Dar de ce numai? Că omul a fost foarte simpatic și a fost o chestie foarte mișto, că n-ai făcut vreo crimă cu premeditare. Da. Uite, Iulia spune, lumea îl vedea la TV-ul fără ștecher, din cauza asta e așa bun filmul. Lui Anderson zice, aici sunteți cu ștecherul discordiei. Bă, dar să n-avem noi ștecher în casă, așa aveam ștechere. Iulia zice că iar prăduiești. Da. Dar unde am văzut eu poza aia, dom'le, că nebunesc? Ce poză, dom'le? Lidii cu domnul Mădălin Voicu, ăla cu avea o șarfă neagră așa și era descompus și ea mică descompusă și... Frumoasă, dom'le, și poza aia cu surorile, frumoasă, cu verișoarele, frumoasă de tot. Zicea că este descropată de 3 zile. Ce cu oamenii? Și eu. Eu dacă eram așa mică. Nu făceam poză. Domnul Nicu Ceaușescu. O, Brinchi, iar ce te-ar făcut. Cobiță. A zis, băi, dar Prostovan este maimuța prăduitoare. Bună seara tuturor. Cine? Eu sunt prost? Da. Ce? Cine a zis? Brinchi. Pe cu ce l-am prăduit? Păi nu cred că pe el. Vorbește de cazul. În general. Cred că el avea poza acum. Ce
că Brinchi are un ștecher, dar nu se poate observa. Cine? Din cauza sprâncei. L-au luat, ce bine pare că te-au luat. Te-ai băgat ca musca în curucan lui Brinchi. Ia uite, multă sănătate, Nea Nicu, spune Rogozea. Rogozea e un pervers. De ce, domne, e pervers? Nea Nicule, vezi că suntem vineri la... vine și glonț cu Rogozea, suntem la Tom, dacă îți face plăcere. Și dacă nu-ți face, dacă nu-ți face plăcere. Mai bine spune cum ai înjurat de la restaurant, de la fostul meu restaurant de ziua mea, dacă ești așa bun. Cum te-a înjurat de la fostul restaurant? Toată seara m-a înjurat, dat telefon, m-a înjurat, mă, făceam toate alea. De ce? Din ce cauza? Din cauza că eu știu că era nervos cu nevi, știi ce? Ce nu ți-a căzut până ochi? Da, mi-a căzut și până la loc. Ți-a căzut în ochi. Următorul live este joi sau vineri? Vineri, dom'le, la Tom Club. Cu participare, cum ce cu participare extraordinară. Cu participare extraordinară al lui Glonț, al lui Rogozea. Domnul Bobiță nu s-a anunțat. Suntem în pronunțare pentru domnul Bobiță. Alu Capră, Capră este informat. Da, și Capră vine. Da. Iar nu se înțeleagă nimeni nimic. Și ce? Că suntem la Casa de Cultură vine. Da, uite, chiar zice cineva, Dan Diaconescu a răcidat misterul ștecherului. Ăla făcea 50.000 emisiuni. Da. Da, știi că, dar cine era, dar ai fost, dar avea urme pe el, dar avea amprente, dar... Da, ai bonul. Ai bonul, da, dovada, chitanța, ai chitanța, dar ștecherul ce culoare era? Dar crezi că ar putea Nina să ia ștecherul? Eu cred că am văzut-o într-un sat, că mergea cu o geantă mică, noaptea, cu mustăți, cu bărb, care ziceam că eu credeam că e Brinchi, dar era Nina care fura cu ștecherul și Brinchi îl ascundea în sprâncea, a venit și a acoperit-o, a clipit de două ori și Sergei n-a văzut și i-a luat ștecherul. Era o poveste. E 11 și 10, terminăm? Terminăm. Uite, domnule. Cine a găsit-o? Cine a pus-o? Iulia. De unde ai pus-o, Iulia? De la Oana Mizil Oficial. Bă, proastă-i mă, tamă. Ia, fă-o mare să mă găsesc. Uite puțin ce reptile, o mare. E, uite, mă, oameni, mă. El zici că e să mă rog, zici că e mort. Uite-te puțin la față, nene. Putem să o punem sau nu, că să ia lumea de noi? Nu, că ne dă linii de gata. Ne dă solmea și ăla ne dă. Nu te dă, că e spațiu public ăla, dar nu... Dezavoiază, Daniel. Da, nu. Și cum ține și acum stă cu mâna. Păi te-a ars cu apartamentul de trei camere, proasta dreacu. Nu mai prădui acum. Păi nu, ce, și acum m-am bătut pentru și acum, uite. Angela Similea, ce scrie? Da, a pus o melodie la această postare. Cine? Oana. Angela Similea din Chevalet. Puncte, puncte. Din Chevalet este Mădălin voi cu vioara în mână, dar n-are vioară. Ce dracu să fiți. Dar cățelul ce-a pățit la... Bătăile care au fost între ei au avut... Dar nu mai s-au bătut după aia, s-au fost cum zice. Hai, închideți, gata, m-ai enervat cu poza asta. Da, închide. Deci vine la Tom. Vine la Tom cu ștecher. Cu ștecher. Cine are ștecher nu vine. Toți invitații trebuie să aibă un ștecher și izolir band la ei, atât îi primim. Super. Parola, la ușă, ștecherul. Bun. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Vă mulțumim! Vă așteptăm vineri de la orele 19:30.